și m-ați văzut și onorată asistență. Activitatea științifică a oricărei instituții noi o apreciem după mai mulți indicatori, pentru care principalul consider că este totuși creșterea cadrelor. În cadrul de înaltă profesionism, înaltă pregătire și cadre care, bineînțeles, că ne fac și ne duc palma Republicii noastre, nu numai în cadrul regiunii noastre, dar și peste hotare, în întreaga lume. Deci, asta mă dă loc susținerea unui teze de doctor și titlul acestei teze este starea actuală și importanța fluturilor din familie Noctilidae în ecosisteme naturale și antropizate din Republica Moldova. Vreau spun că această teze a fost elaborată de către colegii și chiar și subalternii noștri. În cazul dat este vorba de doctorandă Subnilea Cristina. Specialitatea la care a fost prezentată și pregătită teza este 165.04 entomologie, având un mentalitate de comunicător științific unul nostru coleg și prieten, domnul doctor candidat în biologie, profesorul Valeriu Berjanski. Mai mult, vreau să spun că ședința de astăzi este legală, ea se desfășoară cu lucrările de decizia dispoziția numărul 02 CN 20 din 18 mai 2020, care, bineînțeles, că a fost semnată de către prim prorector al Universității de Stat Dimitrie Cantimir, de doamna doctor conferențiar științific, conferențiar universitar, Elena Rotar. Adică, în acest aspect, nu avem niciun fel de teamă, lucrul este legal și vreau să vă mai spun că suntem mândri de faptul că avem posibilitatea să ne întâlnim, deoarece, prin ordinul rectorului Universității de Stat Dimitrie Cantimir, a doamnei doctor abilitat doamna Candan Aurelia, cu numărul 0241 din 07 septembrie 2020, a fost creată o comisie și vreau ca să noi să facem diferență dintre Consiliul Științific Special și respectiv Comisia. Comisia de susținere publică a tezelor de doctorat. Și îmi pare bine să prezint această componență. În primul rând este doamna Livia Calestru, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, ea va fi în calitate de referent. Tot în calitate de referent vor evolua domnul doctor abilitat în științe biologice, bunul nostru coleg Tudor Năstase, conferențiar științific, cercetător. În calitate de referent vom mai evolua și bunul nostru coleg Gheorghe Manic, doctor abilitat în biologie, conferențiar, cercetător. Și bineînțeles că conducătorul științific, domnul profesor Valeriu Berjanski, precum și subsemnatul, doctor abilitat în biologie, Eugenie Broșu. Lucrările noastre de secretariat, bineînțeles că nu pot fi efectuate fără susținere, în primul rând, metodică, susținere, dacă doriți, și tehnică, susținere, dacă doriți, și psihologică, din partea școlii doctorale și, în cazul dat, suntem mândri de fapt că lucrăm împreună cu domnul doctor în științe biologice, conferințar științific, Mariana Cică. O salută aici. Și în sală, bineînțeles că avem și eroul principal al zilei, așa cum ne-am spus deja, Cristina Țubulea. Bineînțeles că mai este de acesta, mai sunt prezenți și alții care doresc, deoarece nu a fost lansat prin capacitățile deja tehnice ale universității noastre, precum și inginerii a internetului mondial. Adică totul poate fi văzut, vizualizat și participat în cadrul programului Zoom. În așa mod, deci, noi, cu dumneavoastră, făcând aceste prezentări de rigoare, considerăm că am putea începe prin susținerea conclusiei. Dacă nu sunt alte propuneri, deci asta vreau să spun că întrebări la ordinea de zi, deci asta a ședinței noastre de astăzi, este doar o singură întrebare, așa cum deja am menționat, este susținerea publică a tezii de doctor în științe biologice, cu tema starea actuală și importanța fluturilor din familia Noctuidii în ecosistemele naturale și antropizate ale Republicii Moldova.
Mai menționăm că această pieză a fost elaborată de către doctoranda Cristina Țugulea, la specialitate 16504, sub conducerea domnului profesor cercetător Valeriu Dejanski. Stimați colegi, deci o spun asta chiar și oficial, dar probabil necesar, adică nu facem mare reclamă, pentru noi cum suntem printre primii în cadrul școlii mastri doctorale care merg prin sistemul nou necesar de susținere publică prin intermediul școlilor doctorale, adică sunt niște lucruri care eu personal, dar mă tem de acesta, că nu numai eu de acesta, nu chiar toate le cunoaștem de acesta. Pentru că regulamentul care noi de acesta, 514 sau la ordinul 514, care bineînțeles că l-am cercetat, mie mi s-a părut de acesta nițel cam confuz de acesta chiar. Și de aceea, oricum, noi până la urmă o să încercăm împreună să ne ajutorăm reciproc, atunci când va fi necesar. Bineînțeles că apelând și la ajutorul doamnei secretare de acesta, doamnei doctor Cepoia. Stimați colegi, deci, susținerea publică, bineînțeles că este indispensabil legată de stare și capacitățile de prezentare a însăși biroului zilei. Aceasta este Țugulea Cristina și vreau să spun că domnia sa s-a născut deci, la 24 iunie 1991 în susținerea unui arhier din centrul Moldovei. Studiile au fost efectuate, bineînțeles, în cadrul universității, cele de masterat deci, la Universitatea de Stat din Moldova, la Facultatea de Biologie și Pedologie, la Specialitatea de Biologie și respectiv studiile de doctorat care au fost efectuate în cadrul Universității Academiei de Știință a Republicii Moldova, Dmitri Cantimir, deci Universității de Stat Dmitri Cantimir. Și ce aș vrea eu să mai vorbesc de acesta? Bineînțeles, din anul 2013, adică anul de când activează Cristina în cadrul Institutului de Zoologie, în laboratorul de entomologie, în funcție de cercetător științific. Aceasta i-a dat posibilitatea, bineînțeles, în primul rând, prin colaborările foarte și foarte intense și strânse, relațiile strânse legate dintre domnia sa și conducătorul științific, dar nu în ultimul rând, bineînțeles, și de colaboratorii, cercetătorii, care nouă mi s-au părut că sunt foarte prietenoși în cazul ăsta și ajută permanent. Deci aceasta până la urmă ne-a dat posibilitatea ca la începutul anului 2019 domnița Cristina, ulterior doamna Cristina Țugui, deci să activeze în cadrul secției Științele Vieții a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, fiind în calitate de cercetător științific. Aceasta până la urmă i-a dat posibilitatea într-adevăr ca să facă o legătură din partea fundamentală care spunea și bineînțeles că de cele activități inclusiv și de teren cu ajutorul colaboratorilor din muzeu, ca până la urmă, deci pe parcursul sau pe durata anilor de doctorat, de activitate profesională de acesta, însușând metode, o gamă foarte extinsă. Pornind de la metodele clasice, bineînțeles, cele entomologice, care s-ar părea că sunt foarte simple, dar continuând ulterior și prin metode contemporane foarte sofisticate, lucru care permite, bineînțeles, identificarea și determinarea particularității a entităților despre care o să ne vorbească pretendenta, lucru care, bineînțeles, că eu demonstrat niște capacități foarte înalte, care noi și personal le cunoaștem că ele, într-adevăr, sunt destul de profunde și extinse. Și tot acesta i-a dat posibilitatea ca să capte niște abilități atât de cercetare, cât și de planificare, ulterior, bineînțeles, de sinteză și analiză a rezultatelor, ceea ce i-a dat posibilitatea ca până la urmă să activeze, deci, instituțiile deja nominalizate și totodată să-și extindă și să demonstreze capacitățile, obținând și activând în cadrul a două proiecte instituționale și a unui proiect de tineri cercetători care a fost obținută de către doamna pretendentă. Drept rezultat a activității acestea mixte, o perioadă care mie inițial mi se părea de acesta mai restrânsă, dar oricum este destul de consistentă, a reușit să publice o gamă destul de serioasă de lucrări și dați să vedem totuși, 23 sau mai sunt ceva. La tema 36, deci, mai multe.
23 în totale. Da. Deci, numărul total de publicații acumulate de câte pretendenți este de 23, dintre care aici sunt 13 lucrări științifice la temă, sau am înțeles că deci au fost unul de modificări. Noi cunoaștem de acesta, numărul de publicații este un caracter dinar. Noi permanent încercăm deci, ca acest element al valorii, deci bineînțeles că să crească. Și Cristina, am înțeles că deci ne-a demonstrat lucrul ăsta. Contează și numărul, dar vreau să spun și calitatea lor. Pretendentul este autor, este autor un capitol într-o monografie, are 6 articole în reviste recenzate, inclusiv de aceste două sunt din unul singur, adică fără coautori. Mai este coautor și autor de acesta materialelor referitor cu unități științifice care constituie 6. Și aș vrea de acesta, pentru ultima informație privind calitatea și valoarea acelor publicații despre care s-a vorbit, ei, poate informați dumneavoastră. Sau poate cineva care ne spune. Adică informația va fi difuzată. Da, mulțumesc. Deci, având și noi emoții despre acest eveniment care vorbim de poate un caracter oficial și cunoscând, bineînțeles, mai multe sisteme de ce stau cât din țara noastră de prezentare publică și de susținere referitor tezei științifice, dar chiar și participând, dar și totodată, deci, cunoscând diferite sisteme din alte țări, mi s-a părut că școlile doctorale, spre deosebire de sistemul de la care noi am pornit, deci ăsta cere un dosar, poate ceva mai mic. Dar nu este chiar așa. Numărul documentelor care sunt necesare pentru a fi prezentate și pentru a fi ulterior examinate de către școala doctorală și respectiv comisia respectivă, constituie 19. Dați să vi enumărăm ca să nu ne învinovățească cineva. Teza și autoreferatul, probabil este clar, lista lucrărilor publicate la temă, care sunt semnate de acestea și toate de rechizitele. Suplimentul publicației la tema tezii de doctorat, de asemenea este un document. Cererea studentului doctorat privind demararea procesului de evaluare, deci adică la prima cale. Copia ordinului de matriculare, este dat numărul și respectiv data când a fost prezentat. Hotărârea Consiliului Suprem, doctorale privind aprobarea titlului tezii și numirea conducătorului doctorat din 22 ianuarie 2016. Urmează documentul numărul 7, adeverință de realizare de către studentul doctorant a programului de pregătire avansată și a programului de cercetare științifică, cu indicarea numărului de credite. Este și așa o chestie de ce sunt transferabile, care au fost obținute printr-un document din 10 iunie 2020. Raportul conducătorului doctorat prezentat la Comisia de Îndrumare și această, și anume Comisia de Îndrumare extinsă, deci adică nivelul 2, prin care este admisă, bineînțeles, lucrarea pentru evaluare și lucrul acesta a avut loc de data de 2.6.20. Raportul de similitudine, deci în urma examinării tezei din programul antiplagiat, o chestie foarte importantă, care, bineînțeles, că a inclus rezoluția privind lipsa evenimentelor constitutive și a unui plagiat, și lucrul ăsta a fost efectuat pe data de 4 iunie 2020. Decizia Consiliului Școlii Doctorale privind examinarea tezei de către Comisia de Îndrumare extinsă, lucru care nu l-a făcut în comun, prin extrasul din procesul verbal numărul 6 din 22 iunie anul 20. Procesul verbal a ședinței Comisiei de Îndrumare extinsă prin evaluare lucrării, care este însoțit, bineînțeles, de niște propuneri, de niște obiective, niște sugestii. Și tot acesta este documentat printr-un proces verbal anexat de către comisia extinsă din 24 iulie anul 20. Urmează hotărârea Consiliului Școlii Doctorale privind demararea procesului de susținere publică a tezei de doctorat și propunerile la componența Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat, lucru care este demonstrat de un proces verbal numărul 8 din 1 septembrie 20. Urmează decizia Consiliului Științific privind avizarea componenței Comisiei de Susținere Publică, un document care deja noi am vorbit,
Este vorba de procesul verbal numărul 3/1 din 3 noiembrie 20. Urmează ordinul rectorului numărul 01D41 din 7 septembrie 20 privind aprobarea componenții Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat. Și continuăm cu acordul membrilor Comisiei de Susținere Publică a tezei de acestă doctorat. Nimeni nu face nimic forțat, doamne, și nu pare bine de modalitatea aceasta. Urmează informația privind competențele profesionale ale membrilor Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat, CV-ul, și anume pasul, deci este așa cum se cuvine, lista publicațiilor pentru ultimii 5 ani, conform modelului cerut de către Ana Cec. Lucru care noi toți l-am făcut și l-am făcut cu insuficiență. Procesul verbal numărul 1 a ședinței Comisiei din 22 septembrie 2020 privind avizarea publicării autoreferatului și fixarea datei susținerii publice, lucru care mă ține minte în elemente foarte și foarte mărunte chiar. Continuăm cu lista organizațiilor pe adresa cărora a fost expediat autoreferatul cu ștampila poștii, lucru care s-a efectuat date 25 decembrie anul 2020. Și ultimul document, dar nu ultimul după informație, este adeverința deja de depunere a tezei de doctor la fondurile Bibliotecii Științifice Andrei Lupan în 28 septembrie 20 și a Bibliotecii Centrale Academiei de Științe din data de 20 septembrie anul 20. La Universitatea de Stat. Plus încă la Biblioteca Națională, încă că nu am pus rost tot. Domnul profesor, eu am citit ce e scris aici. Nu se mi-e. Nu se mi-e. O se mi-e, da. Bun. Deci, făcând o analiză acestor 19 documente, deci asta vreau să spun, practic, toate actele corespund prevederilor, cerințelor, deci asta, regulamentului instituțional, iată așa se numește, privind organizarea și dezvoltarea desfășurarea școlilor, studiilor superioare, doctorat ciclu 3 în cadrul Universității de Stat Dmitrie Cantemir și în conformitate cu procedurile operaționale care parte de numere de evaluare și susținere tezei de doctorat. Adică, în punctul de vedere legal, totul este absolut legal. Și de aceea, stimați colegi, stimați membrii comisiei, onorată asistență, permiteți-mi deci să vă informez doar despre unele obiecții și sugestii a Comisiei de îndrumare extinsă, conform procesului verbal din 24 iulie 2020. Dacă vă amintiți de acesta, oricum noi suntem toți marcă lucrări, și vreau să spun că discutând această lucrare, care o numesc chiar a priori imediat, acesta destul de valoroase, și în parcursul unor dezbateri destul de multe, pentru că nu era drag cum se face lucrul ăsta și care erau răspunsurile. Și ținând cont, bineînțeles, că de structura, ținând cont de valoarea științifică, de valoarea teoretică, bineînțeles, și abilitățile practice, deci este atât a doctorantului cât și a celor aspectelor nominalizate aici, originalitatea concluziilor proprii, relevanța chiar și a celor surse bibliografice care au fost prezentate aici și modulor de prezentare și, precum și, bineînțeles, caracteristica publicațiilor care sunt, mi-au părut foarte valoroase, mai ținând cont, bineînțeles, câte unele observații a membrilor comisiei, pentru că, să vă spun sincer, deci asta, înainte, iarăși de nou facem o paralelă cu ceea ce era, deci asta, atunci fiecare era îndrept și avea, să zicem așa, o particularitate autonomă de a prezenta și doar Consiliul avea posibilitatea să examineze lucrurile astea. Noi atunci le-am făcut public. Public și, în principiu, rezultatul discuțiilor, Comisia de îndrumare extinsă a recomandat susținerea tezii publică, a tezii de doctorat și iarăși din nou o denumim starea actuală și importanța fructurilor din familia locuirii în ecosisteme naturale și antropizate din Republica Moldova, care a fost elaborată și prezentată pentru susținere de către studenta doctorandă Țugulea, programul de doctorat, așa cum noi deja l-am numit, 165.04 entomologie. Vă mai amintesc de rezultatele acestei votări, deci
din 7 membri comisiei, pro 7, contra 0, s-au obținut desemnul. Obținând așa rezultate practic incontestabile, membrii comisiei nu au avut niște obiecții destul de serioase de acesta la obiectul, conținutul, precum și însăși prezentarea tezii. Dar bineînțeles că noi fiind destul de pătrunzători, noi cunoscând de acesta și având o practică destul de serioasă de acesta de analiză comparativă a diferitor tezii, am avut și unele sugestii. Deci nu le numesc observații critice, ci anume sugestii. Prima, s-a recomandat redactarea concluziilor generale, în special separarea concluziei 6 în două concluzii distincte. Mai departe, s-a adăugat o concluzie care se confirme soluționarea problemelor științifice puse în fața lucrării, lucru care noi l-am sesizat. S-a recomandat redactarea titlului capitolului 2 al tezei, care mi s-a părut că nu era prea bine reușit. S-a recomandat revizuirea tabelelor prea voluminoase și transferul unora dintre ele în formă de anexă, lucru care s-a efectuat. S-a recomandat modificarea listei de cuvinte cheie. Nu ai fost foarte patronizatoare atunci. S-a recomandat de verificat cifrele cu referire la numărul taxoni studiați sau identificați, așa cum mi-am spus, și unificarea acestora în conținutul lucrării. S-a recomandat redactarea necesității efectuării cercetărilor la tema tezii, noutății și a problemei de cercetare, care mi se părea că sunt elemente cheie a unei asemenea lucrări și de ce le-am și impus. S-a recomandat redactarea figurilor conform ghidului de perfectare a tezelor și, bineînțeles, că s-a recomandat și tehnoredactare integrală a lucrării. Având aceste sugestii, așa cum deja am pomenit, deci, autoarea a operat practic toate modificările în conformitate cu recomandările membrilor comisiei de îndrumare extinse și în cazul dat de acesta, vreau să vă întreb, sunt careva întrebări la cele expuse de către președintele comisiei? Dacă sunt, vrem să le auzim. Totul e bine. Stimați colegi, dați iarăși din nou, este, eu cred că nu o să fim îndemniți, dar chiar în procesul verbal, de sunt impuse. Deci, anterior, lucrul ăsta îl făcea secretar deosebit. Noi, comisia, nu avem secretar, deci asta, adică iubirii noștri ne meresc toate aceste lucruri. Și eu cred că noi o să ne isprăvim, știu eu. Președinte, două funcții. Da, ok. Un salariu jumătate. Da. Încă o dată, ce-ai spus despre salariu? Stimați colegi, oricum, noi cunoscând activitatea pretendentii Cristina Țugurea, trecând prin toate aceste elemente procedurale despre care noi am vorbit, dar și cunoscând, bineînțeles, că activitățile, pentru că oricum noi suntem în colaborare permanentă, deci. Bineînțeles că noi cunoaștem sensul acestei teze, dar probabil autorul știe mai bine de acesta. Și de aceea, probabil noi am ajuns la fază atunci când am putea să-i oferim cuvântul pretendentei și dacă ea este de gata să facă lucrul ăsta, doar îi amintim că noi oferim 20 de minute de aceste ale vieți și vă rog, folosiți-le așa cum dumneavoastră considerați rațional. Succese! Stimate domnule președinte, vă mulțumesc pentru așa introducere frumoasă, distinși membri. În primul rând vreau să spun că sunt foarte bucuroasă să vă revăd sănătoși, în primul rând, ținând cont de situația epidemiologică din țară și permiteți-mi să prezint principalele rezultate obținute în cadrul elaborării tezei de doctor cu tema starea actuală și importanța fluturilor din familia Noctuide, ecosistemele naturale și antropizate din Republica Moldova, sub îndrumarea domnului doctor habilitat, profesor cercetător Deajanski Valeriu. Prin ce este actuală această temă? În primul rând, familia Noctuide este una dintre cele mai mari familii din ordinul Lepidoptera, înregistrând în fauna mondială aproximativ 25.000 de specii și 1.300 din cea europeană. Multe specii de noctuide, din cele semnalate pe teritoriul Republicii Moldova, 12%,
sunt dăunători sau potențial dăunători culturilor agricole. Unele specii sunt utilizate în combaterea biologică a unor plante invazive. Totuși, în ultimii ani asistăm la un declin alarmant al faunei noctuidelor. Conform unor studii, numărul total de fluturi nocturni s-a redus cu o treime din anul 1968. Ținând cont de importanța lor, totuși, în ultimele decenii, fauna noctuidelor din Republica Moldova nu a fost studiată constant. Reieșind din cele expuse, ne-am propus ca scop să evidențiem starea actuală și să estimăm importanța fluturilor din familia noctuide în ecosistemele naturale și antropizate din Republica Moldova. În vederea realizării scopului, ne-am propus următoarele obiective. În primul rând, să identificăm componența de specie a noctuidelor pe teritoriul Republicii Moldova. Să stabilim apartenența speciilor de noctuide la principalele grupe zoogeografice. Să repartizăm biotopic noctuidele în dependență de preferințele ecologice. Să analizăm spectrul trofic al noctuidelor în stadiul de larvă. Să estimăm importanța ecologică a noctuidelor în ecosisteme naturale și antropizate și, în final, să elaborăm lista notată a noctuidelor din Republica Moldova. Noutatea și originalitatea științifică. Pentru prima dată a fost efectuat un studiu amplu al noctuidelor din 17 familii pe teritoriul Republicii Moldova. Au fost colectați și analizați peste 11.000 de specimeni din 24 situri de colectare. Am stabilit că fauna noctuidelor din Republica Moldova constă din 425 de specii taxonomic încadrate în 169 de genuri și 17 subfamilii, dintre care 4 genuri și 17 specii sunt noi pentru fauna țării. Pentru prima dată a fost întocmită lista speciilor rare din familia noctuide, în total 11 specii, care necesită protecție și conservare la nivel național. În premieră a fost analizată distribuția biotopică, geografică, spectrul trofic al noctuidelor și monitorizată dinamica sezonieră a zborului la capcana cu lumina albă și ultravioletă și, desigur, a fost întocmită lista adnotată a noctuidelor din Republica Moldova. Problema științifică soluționată a constat în stabilirea componenței specifice, structurii ecologice și particularităților funcționării comunităților de noctuide în ecosistemele naturale și agrobiocenoze din Republica Moldova. Ca importanță teoretică, rezultatele studiului au o contribuție importantă la cunoașterea acestui grup taxonomic de lepidopteri, în special datele noi înregistrate au un aport semnificativ la completarea bazei de date informaționale din Europa. Vreau să spun că rezultatele principale ale tezei sunt parte componentă a temei de cercetare științifică fundamentală și aplicativă al Institutului de Zoologie. Rezultatele cercetărilor pot fi utilizate de către specialiști în domeniu, în cadrul elaborării cursurilor universitare sau la elaborarea tezelor de licență și master. Studiul noctuidelor la nivel european, ba chiar mondial, începe cu lucrarea lui Carl Linné, ca la majoritatea grupelor de insecte, când în 1735 se publică Systeme Nature. Aici este introdus genul Noctuae, care include specii de lepidopteri cu mod de viață nocturn sau crepuscular. Denumirea de noctuide este introdusă în 1809 de către Pierre André, un zoologist francez. Avem aici imaginea lui Cojan și Cofi Igor. Acestui savant aparțin cele mai semnificative lucrări ale secolului trecut. Dacă în secolul XIX mai mult se punea accent pe studiul morfologiei externe în scopul identificării criteriilor în determinarea speciilor, deja în secolul XX avem un șir de lucrări sistematice la care au avut contribuții mulți savanți. În Republica Moldova, primele date sunt furnizate de către Krulikovski în 1906, care citează două specii de noctuide într-o lucrare. Mai târziu, studiile sunt continuate de către Miller, Zubovski, la care se arătă și Rușcinski, care în perioada 1908-1937 publică o serie de lucrări, fiind niște lucrări valoroase, care citează în total peste 250 de specii. După o pauză de câteva decenii, studiile sunt continuate de către Tkaci în anii 70 ai secolului 20, care abordează noctuidele dăunătoare culturilor agricole și metode de combatere a lor. O contribuție semnificativă la studiul noctuidelor de pe teritoriul țării aparțin și următorilor savanți, Borodinaza, Varuie, Vastareț, Filipov, Pospelov și alții. Noctuidele au fost colectate utilizând metodele. A fost colectate manual cu ajutorul pânzii albe iluminate la lampă obișnuită cu fileul entomologic și cele mai eficiente metode de colectare a noctuidelor la capcana cu lumina albă și ultravioletă.
O parte din material a fost stocat pe satele tomologice, figura 1A, pentru prelucrarea și analiza ulterioară a datelor. Altă parte a fost etalate, uscate, depozitate în cutii entomologice. Astfel a fost pusă baza colecției noctuidelor din cadrul Muzeului de Entomologie al Institutului de Zoologie, care în prezent include aproximativ 600 de exemplare depozitate în 79 de cutii. Pentru speciile greu de determinat doar după morfologie externă, s-a parcurs la studiul armăturii genitale, care se stochează în tuburi Eppendorf în soluții de glicerină. Colectarea noctuidelor s-a efectuat în 24 situri din zona de nord, centru și sud a Republicii Moldova. Ne-am străduit să prindem întreg teritoriul și toate habitatele noctuidelor. Deci, la momentul actual, fauna noctuidelor din Republica Moldova constă din 425 de specii taxonomic încadrate, 169 de genuri, 17 familii. Cele mai numeroase subfamilii sunt xilenine, cu 141 de specii, hadenine și noctuine. La capătul opus se află subfamiliile care includ doar o singură specie, este vorba de subfamilia panteine și de lobine. Avem 4 genuri, Edofrona, Tifa, Dasipolea și Eucata și 17 specii noi pentru fauna Republicii Moldova. Aici avem taxonii noi pentru fauna Republicii Moldova, a cărei determinare a fost posibilă doar în urma studiului armăturii genitale. Avem 3 specii din genul Euxoa și o specie din genul Cuculea. Din punct de vedere zoogeografic, în fauna noctuidelor din Republica Moldova domină elementele palearctice cu 64% și mediteraniene cu 33%. Celelalte grupuri europene, cosmopolite și subtropico-tropicale au pondere foarte mică de 1%. Dintre speciile palearctice, mai reprezentative sunt elementele euroasiatice cu 85%, iar din grupul speciilor mediteraniene, mai reprezentative sunt elementele central-asiatico-mediteraniene cu 51%. Am studiat diversitatea faunistică a noctuidelor din 11 țări europene și am efectuat o analiză comparativă a faunei noctuidelor din aceste țări cu fauna noctuidelor din Republica Moldova. Avem aici matricea similarității faunei noctuidelor din Republica Moldova cu aceste țări. Menționăm că mai asemănătoare este fauna noctuidelor din Republica Moldova cu cea din România, Ucraina și Ungaria, iar cei mai mici indici de similaritate au fost obținuți prin compararea faunei noctuidelor cu cea din Franța și Rusia. Am calculat de asemenea indicii concentrației bogății specifice pentru aceste țări și am demonstrat că, deși Republica Moldova este mică ca suprafață, se deosebește pentru o fauna noctuidelor bogată și diversă, situându-se în primele trei țări cu cel mai mare indice a concentrației bogăției specifice. De asemenea, au fost calculați și indicii ecologice ai speciilor de noctuide din trei zone diferite ale Republicii Moldova, nord, stațiunea Brânzeni, centru, în rezervația naturală Cubleni și sud, în rezervația Frământa. Indicele Shannon au obținut cea mai mare valoare în stațiunea Brânzeni, iar indicele Simpson și echitabilitatea în rezervația silvică Frământa. Pe parcursul perioadei de cercetare s-au remarcat câteva specii dominante, le avem enumerate. Am demonstrat că cele mai multe specii de noctuide populează liziera pădurii. Un număr mai mic de noctuide populează canionul calcaros. Pot fi observate îndeosebi dacă canionul calcaros este mărginit de un alt tip de biotop. Cele mai multe specii de noctuide au o frecvență între 43-71%, ceea ce se caracterizează printr-o valență ecologică, le caracterizează medie de adaptabilități la condițiile de mediu. Am efectuat un studiu în perioada aprilie-mai anului 2017, când s-a produs un fenomen mai neobișnuit de ninsori abundente și am demonstrat influența temperaturii asupra activității noctuidelor. Odată cu scăderea temperaturii sub valoare de 7-5 grade, activitatea noctuidelor a fost redusă total, însă a fost preluată peste câteva zile odată cu ridicarea temperaturii și s-a păstrat și componența de specii. De asemenea, am monitorizat orele de vârf ale activității noctuidelor și am demonstrat că în perioada estivală noctuidele sunt mai active între ora 24 și 2, iar în toamnă între orele 22-24, ce se explică prin mărirea duratei nopții și influența scăderii temperaturilor, ceea ce determină noctuidele să-și înceapă activitatea mai devreme. Pentru a vedea influența factorilor ecologice, în special cei climatici, am
climatice, am studiat dinamica zborului speciei Mitimna albicurta, avem în imagine. Am ales această specie deoarece are două generații bine diferențiate și a zburat stabil la capcana cu lumină. Observăm în anul 2015, când s-a caracterizat prin insuficientă de precipitații care a durat mai mult de 17 decade consecutiv, nu a fost colectat niciun exemplar al speciei. La fel, în anul 2017, când mai ales în a doua parte a verii a fost o lipsă de precipitații, cât de târziu au început să zboare primii indivizi în a doua decadă a lunii august, în condiții ideale, fluturii și începe activitatea în prima decadă a lunii mai ca în anul 2014 și pot zbura până în luna octombrie ca în anul 2013. Factorii ecologici într-o anumită regiune pot favoriza sau împiedica evoluția unei specii. Am studiat comparativ dinamica zborului speciei Mitimna albicurta în zona de nord și zona de centru a Republicii Moldova pe parcursul câtorva ani și am demonstrat că fluturii din specia Mitimna albicurta apar mai timpuriu cu o decadă în prima generație și două decadă în a doua generație în zona de nord a țării. Factorii ecologici au o influență și asupra ciclului biologic. 68% din totalitatea orchidelor sunt monovoltine, grupul de voltinelor formează 31% și doar 1% sunt polivoltine. Aici putem să menționăm unele specii, mai ales din dăunători. Dacă de regulă dezvoltă 1-2 generații, la apariția condițiilor favorabile pot dezvolta și 3-4. Iernează în stadiul de larvă și pupă, în total aproximativ 80%, 14% în stadiul de ou și un număr foarte mic de specii în stadiul de adult sau mai mult stadiu. Am studiat dinamica zborului noctuidelor la capcana cu lumină pe parcursul anului 2012-2018 și am demonstrat preferința noctuidelor anume către lumina ultravioletă. În total au fost analizați peste 5.000 de specimeni, dintre care 68% au preferat lumina ultravioletă și doar 32% lumina albă. Am studiat frecvența speciilor colectate în rezervația Cublei în anul 2016. Domină speciile foarte rare, 59%. Speciile relativ frecvente formează 20%, rare 18%, 3% formează speciile frecvente. Nu au fost semnalate specii cu o frecvență foarte ridicată, foarte frecventă. Pe parcursul perioadei de cercetare, specia Pontea trabealis, mai numită și buha florilor de holbur, a prezentat cel mai mare număr de indivizi colectați la capcana cu lumină. Avem aici dinamica zborului speciei comparativ anul 2016-2017. Observăm că anul 2016 a fost un an favorabil. Efectivul numeric al speciei este ridicat. Avem și o explozie numerică în prima decadă lunii august, până la 470 de indivizi. Fluturii și încep activitatea la sfârșitul lunii mai și zboară până în prima jumătate a lunii septembrie. Avem și dinamica zborului speciei respective pe perioada 2012-2018. Observăm că este mai accentuată în anul 2017, iar minimul a fost înregistrat în anul 2014 cu 45 de exemplare. La fel s-a studiat dinamica zborului și pentru alte specii, cum ar fi Agrotis exclamationis sau buha cu semnul exclamării, o specie statut de dăunătoare. Observăm două generații bine diferențiate, fluturii și încep activitatea la începutul lui mai și zboară până în prima jumătate a lunii septembrie. Avem dinamica zborului speciei pe parcursul anilor 2012-2018. Observăm cota maximă a fost atinsă în anul 2017. În restul anilor, în ceilalți ani, se observă o stabilitate. Conform spectrului ecologic, în fauna noctuidelor din Republica Moldova, domină speciile xerotermofile și mezofile câte 28% și mezohigrofile câte 15%, celelalte grupuri au o pondere mai mică. Am studiat spectrul trofic al noctuidelor în stadiul de larvă, aproximativ 66% sunt polifagi, grupul oligofagilor constituie 26% și doar 7% sunt monofagi. În general, aproximativ 64% din totalitatea noctuidelor semnalate de Republicii Moldova sunt consumatori de plante erbacei, dintre care 12% a partele revin consumatorilor de graminei. Alte 30% o formează defoliatorii, dintre acestea 19% defoliatori pe foioase, 10% defoliatori pe arbuști și 1% defoliatori pe rășinoase. Alte 5% le revin consumatorilor de rădăcini și doar 1% din larvele noctuidelor, din totalitatea speciilor, sunt consumatori de plante inferioare. Aproximativ 50 de specii, ceea ce reprezintă 12% din totalitatea speciilor de noctuide semnalate pe teritoriul Republicii Moldova,
Sunt dăunători sau potențial dăunători ai culturilor agricole, cei mai mulți sunt din subfamilia noctuine, deși xilenin este mult mai numeroasă în specii. Cel mai mult specii afectează culturile legumicole, tehnice și cerealiere, mai puțin afectează arborii din păduri și forestiere, parcuri. Avem 20 de specii care, la depășirea pragului economic de dăunare, pot aduce pagube considerabile, înregistrat pagube atât în Republica Moldova cât și în țările vecine. Țin să menționez specia Helicover parmigera sau buca fructicaților, este o specie invazivă, inclusă în lista națională a dăunătorilor din anul 2011. Specia este cunoscută încă din 1951, când a produs pagube culturii de bumbac în sudul Republicii Moldova. O perioadă de câteva decenii, populațiile s-au aflat într-o depresie, dar după anul 2000 situația speciei s-a schimbat, când a început să dăuneze pe toate plantele gazdă preferate în majoritatea raioanelor țării. Pe de altă parte, unele noctuide sunt utilizate în combaterea biologică a unor specii invazive de plante și aici remarc specia Fontea Candefacta. Este o specie nouă pentru fauna Republicii Moldova. Această specie a fost introdusă în Rusia, în regiunea Krasnodar, în anii 1967-1968 pentru aclimatizare ca agent de control biologic al speciei invazive de plante Ambrosia artemisifolia, Ambrosia fiind una dintre cele mai invazive plante de pe teritoriul Republicii Moldova. Depistarea acestei specii în condiții naturale pe teritoriul Republicii Moldova recent a fost semnalată și în alte țări, Ungaria, Serbia, Ucraina și România, demonstrează că această specie nord-americană s-a aclimatizat spontan în parte de sud-est a Europei. Deocamdată singura plantă gazdă înregistrată în Europa este anume Ambrosia. Integrarea speciei în agrocenoze ar permite reducerea pe cale naturală a ambroziei, astfel evitându-se poluarea mediului înconjurător cu insecticide și astfel se vor putea obține produse agricole ecologic pure. Alte specii, avem câteva citate, au fost introduse în America de Nord, din Europa, în combaterea unor plante invazive. Deși de multe ori privite doar prin prisma dăunătorilor, fauna noctuidelor este periclitată. În ultimii 30-40 de ani asistăm la un declin alarmant al tuturor grupelor, a tuturor familiilor de fluturi. Aproximativ 74% din totalitatea speciilor semnalate de noctuide se află în două sau mai multe liste roșii a unor țări europene și doar 26% sunt neamenințate. În urma investigațiilor efectuate, am identificat 11 specii de noctuide pentru prima dată, care necesită măsuri speciale de protecție și conservare. Am să citesc câteva, este vorba despre Aedophron rhodites, este specie nouă pentru fauna Republicii Moldova, critic periclitată în mulți țări din Europa. Oxtripia orbiculosa, colectată în 1970, un singur exemplar de către Radion Stepanov și deja în 2017 în rezervația Cobâlieni. Perifanis delfinis, colectată în 1903, un exemplar în 1964, peste 60 de ani, 4 exemplare și deja în 2016 un exemplar. Vreau să spun că această specie deja are statut de specie dispărută în multe țări din Europa, cum ar fi Germania și Cehia. Polifainis viridis, colectată în 1918, 3 exemplare și deja de către subsemnată în 2016. Sestea sextrigata, specie nouă pentru fauna Republicii Moldova. Această specie, deși a fost câteva semnalări în țările vecine, nu s-a confirmat prezența ei. Eucarta metistina sau fructurile de culoare ametistului, specie rară în toată Europa. În concluzie, rezultatul investigațiilor efectuate au fost identificate în fauna Republicii Moldova 425 de specii de noctuide taxonomic încadrate, 169 de genuri și 17 subfamilii. Nu le enumer. În perioada cercetărilor au fost semnalate 4 genuri și 17 specii noi pentru fauna țării. Analiza zoogeografică arealelor noctuidelor din Republica Moldova a demonstrat dominanța speciilor palearctice, urmate de cele mediteraniene și noctuidele cu răspândire cosmopolită europeană și tropico-tropicală. S-a constatat că fauna noctuidelor din Republica Moldova este mai asemănătoare cu cea Ungariei, României și Ucrainei. Cei mai mici indici de similaritate au fost obținuți prin compararea faunei noctuidelor din Republica Moldova cu cea din Franța și Rusia. S-a stabilit că, deși suprafața Republicii Moldova este mică în comparație cu celelalte țări analizate, valoarea indicelor concentrației bogăției specifice este mare, deosebindu-se pentru o faună lepidopterologică bogată și diversă.
S-a demonstrat că necustimile cercetate, cele mai multe specii de noctuide prezintă o frecvență medie, posedând o valență ecologică medie de adaptabilitate la condițiile de medie. Analiza spectrului trofic în stadiul de larvă constată dominanța speciilor consumatoare de plante erbacee, urmate de speciile defoliatoare, speciile consumatoare de rădăcini, consumatori de plante inferioare și cu o biologie necunoscută, o singură specie. S-a stabilit că circa 50 de specii de 8 familii, ceea ce constituie 12% din totalitatea speciilor semnalate pe teritoriul Republicii Moldova, pot să provoace daune diferitor plante cultivate și spontane, de aceea pot fi considerați ca dăunători potențiali, în timp ce 88% din speciile de noctuide nu au nicio valoare economică ca dăunători. În urma analizei spectrului ecologic s-a constatat că fauna noctuidelor din Republica Moldova predomină elementele mezofile și xerotermofile, câte 28%, mezofigrofile, 15% și celelalte grupuri au o pondere mai mică. S-a stabilit 11 specii de noctuide centrale și necesită a fi protejate și de aceea propunem să fie incluse în ediția a patra Cărții Roșii a Republicii Moldova. S-a constatat că zborul noctuidelor în dinamică sezonieră se extinde din prima decada lunii martie pentru speciile din genul Ortosia și până în ultima decada lunii noiembrie, iar în dinamică nocturnă sunt mai active între orele 24-2 pe perioada estivală și între orele 20-24 pe perioada de toamnă. Am avea și câteva recomandări practice. Se recomandă de continuat cercetările speciale asupra procesului de aclimatizare, distribuției la nivel local și relațiilor trofice a speciei noi pentru fauna Republicii Moldova, Contea de facto, introdusă în estul Europei ca agent de control biologic la speciei invazive de plante Ambrosia artemisifolia. Se recomandă de monitorizat efectivul numeric populațional al speciei invazive Helicoverpa armigera sau buca fructificațiilor, un dăunător periculos cu potențial de a provoca daune semnificative culturilor agricole. În condițiile revizării climei și deșertificării lanșafturilor, se recomandă a monitoriza speciile de noctuide xerotermofile. În total avem 119 specii cu potențial de a provoca daune culturilor agricole. Se recomandă utilizarea capcanelor cu lumină ultravioletă pentru combaterea noctuidelor dăunătoare din culturilor agricole, această metodă fiind destul de eficace și inofensivă pentru sănătatea umană și non-poluantă mediul înconjurător. Acele 11 specii de noctuide menționate anterior s-au dovedit a fi rare și necesită protecție și conservare, de aceea noi propunem ca să fie incluse în lista operațională națională și deja următoarea ediție a Cărții Roșii Republicii Moldova și propunem extinderea suprafeței ocupate de rezervația naturală silvică Cobulieni, în prezent ocupă 33,5 hectare, astfel să ocupe și zona de lungă, pădurea de conifere, zona de stepă și camionul calcaros de pe malul fluviului Nistru, ținând cont de numărul mare de noctuide, dar și alte specii de animale și plante periclitate semnalate pe teritoriul rezervației. Principalele rezultate au fost expuse. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Bravo! Noi mulțumim, domnului președinte, Cristina, pentru că ați văzut 3 minute, dar noi nici n-am observat nici asta. Sper că m-am încadrat în timp. Câte minute? Deci totul e normal. Deci asta, adică sunteți bravo. Stimați colegi, deși noi cunoaștem foarte multe lucruri deci din IEZA, din activitățile pretendentii noastre, dar cu siguranță că însăși raportul, precum și informația aceasta destul de concentrată și extraordinar de aproape exhaustivă despre această familie, o spun ne provoacă și la unii întrebări. Da, desigur. Stimați colegi, domnulată asistență, dacă cineva are careva întrebări, vă rog. Domnul profesor Năstase, vă rog. Dacă mi se permite, îmi spuneți, vă rog, am să scot, mă enervează. Îmi spuneți, vă rog, dacă dumneavoastră, în timpul analizei care ați făcut-o de a depista speciile caracteristice pentru unele țări europene, și nu numai europene, și pentru Moldova, nu ați atras atenția la cele care dumneavoastră ați numit că avem 20 specii care sunt deja înregistrate ca dăunători, care la noi nu sunt înregistrate, sunt înregistrate la vecinii noștri ca în cei mai apropiați timp
ani, să spunem așa, luând în considerație schimbările astea de climă, poate să devină dăunător pe teritoriul Republicii Moldova, adică să nu fie 21, dar să fie 20, dar să fie 21, 22 și așa mai departe. Nu din numărul speciilor care deja sunt pe teritoriu, dar din numărul speciilor care poate să fie invazive pe teritoriul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebare. Eu am format lista 20 de specii dăunători care au provocat și la noi daune, dar și în țările vecine. Între timp am identificat anumite specii care în țările vecine sunt înregistrate pagube, dar la noi nu, mai ales dintre speciile xerotermofile. De aceea, în recomandări, am scris că aceste specii trebuie de monitorizat, dar nu le-am inclus în lista generală a dăunătorilor, fiindcă la noi nu există nicio înregistrare. Dar le-am semnat, am lista, pe parcurs trebuie de monitorizat. E foarte interesant. Inclusiv în recomandări, dacă îmi permiteți, în recomandări am identificat 119 specii, în special speciile care în țările vecine au înregistrat daune diferite culturi. Adică eu știu că sunt anumite specii care în țările vecine, în România și Ucraina, au înregistrat, dar la noi nu am găsit și nu am putut să le includ. Nu, eu nu am zis asta. Eu am zis că în perioada următorilor ani, adică nu e exclus sunt câteva specii, da. Eu sunt și în teză chiar citate. Da. În teză sunt citate după lista dăunătorilor importanți, sunt mai jos citate speciile care în țările vecine au deja au înregistrat daune, dar la noi încă nu. Și dacă îmi permiteți, da. Întrebare, da, așa. A doua întrebare, vă rog, îmi spuneți, în raportul dumneavoastră, de mai multe ori a sunat, că adică ați întâlnit mitim la Aubi Puncta, da? Da, corect, da. Am spus, în număr foarte mare, unii ori, în unii ani, la unele culturi. Iarăși din nou, reieșând din, eu știu, studiul dumneavoastră, nu ați observat, ele sunt absolut peste tot sau poate să apară numai în unele locuri, la culturile, unde sunt, eu știu, unele specii sau culturile agricole. Din ce considerente, iată vă dau, din ce cauză mi-a apărut întrebarea, că noi pur și simplu, cu 15 ani în urmă, când făceam unele testări a feromonilor la buhe, la buha fructificațiilor, când ea a început Heliodis, când a început numai să apară arbicele, numai să apară lumea pe teritoriu, urând feromonul împotriva la ei, în capcanele feromonale corespunzătoare, noi prindeam 10 și 10 de exemplare, în tocmai de albi puncta. Și noi atunci nu am avut nici dorința și nici posibilitatea ca să urmărim mai departe, iată efectul ăsta, din ce cauză la feromonul, ele sunt foarte departate una de alta, nu au asemănări Heliotis cu mutimă, să-i spunem așa, în apropiere de specie așa și din ce cauză ele au fost atrase la porumb. Tocmai la porumb. Iată aici, dumneavoastră, n-ați atras atenție la momentul ăsta. Vreau să spun că Mitimna Albipunct a prezentat un număr ridicat de mare de indivizi colectați la capcana cu lumină, dar nu cel mai mare, un număr mediu. Pur și simplu, această specie are două generații bine diferențiate, ceea ce mi-a permis să lucrez ușor cu ea față de alte specii care se colectează pe parcursul întregii perioade de vegetație și nu am putut să disting prima generație, a doua. De asta am lucrat și am atras și a zburat cât de cât stabil an de an la capcana cu lumină, ceea ce mi-a permis să fac anumite grafice date. Dar neavând cel mai mare număr de indivizi colectați față de alte specii, cum ar fi Acontia trabeala sau chiar Agrotis, speciile din genul Agrotis, au avut un număr mai mare de indivizi. Și ultima întrebare, până când? Nu spun ultima, trei întrebări. Da, poftim. Eu le dau pe rând ca să nu se încurci. A treia întrebare, spuneți-vă rog, luăm în considerație, nu, să-i spunem așa, terenul agricol al Republicii Moldova și luăm în considerație ultimele date de care eu dispun, luate de la Ministerul Agriculturii, circa 35%
din pământurile arabile, care au fost pe timpul sovieticilor arabile, în prezent sunt paragene. Adică nu sunt, pentru Moldova 35%, eu m-am speriat. Asta e, o suprafață de hectare colosală. Și acum ele sunt paragene absolute. Adică, iată, astea 35% la moment sunt date, ca și o spune așa, la înmulțirea insectelor absolut de diferite ca un rezervoar, putem să-i spunem așa. Noastră, făcând cercetări, renuați a tras atenția cumva, la momentele astea, că am văzut că toate capcanele care le puneați mai mult pe câmpuri așa, nu agricole. Nu ați atras atenția la momentul ăsta că devierea de la unele câmpuri față de cele care în apropierea culturilor agricole. Ele poate să devină, să-i spunem așa, iată aici s-au hrănit imago, dar au mers la depunere ouul pe câmpurile agricole. Adică ca să fie un rezervoar pentru adăuna culturile agricole. Mulțumesc de întrebare. Într-adevăr, păraginile sunt un biotop, reprezintă în urma studiilor un biotop foarte atractiv pentru noctuide. După lizieră, practic, dacă în culturile agricole am putut observa în jur de 60 de specii, pe terenurile părăginite, aproximativ, dacă nu mă greșesc, 150. Deci reprezintă un biotop atractiv și da, aceasta poate duce la mulțirea unor specii de dăunători sau la un dezechilibru, mulțirea anumitor specii în defavoarea altor specii, mai ales rare, e adevărat. Da, vă mulțumesc mult. Ce-a spus? Nu lucrăm. Stimați colegi, dacă mai sunt prima întrebare. Eu mă gândesc cu de largă la așa. N-ați observat doar și acum cu abitatea climii, și cel puțin la lucrurile am observat că speciile floreale de răspândire mediteranene sau asiatice au de la dacă înainte de dormeam în zona de sud, acum s-au deci areale de răspândire s-a mărit și am prins chiar și în zona de nord, chiar și la Brânzien și mai departe. N-ați tras atenția la nu. După câte am observat, mai multe stățiuni plac la salut la nord. Și nu știu dacă ați făcut... Și am puțin aș recomanda că viitor să lucreți... Mulțumesc de întrebare. În acești 3-4 ani nu am atras atenție la o evoluție. Am studiat doar răspândirea zoogeografică. Puțini ani, probabil, sau... Pe parcurs vom încerca să observăm. Plus la toate nu a fost studiat anterior, nu există liste ca să pot face o comparație. Practic ce avem sunt câteva specii menționate anterior în liste din la începutul secolului trecut și nu ne-a permis să fac o comparație. Deci, eu am făcut cercetări în 92 la prima teză și am făcut în 2010-2011, deci era o experiență mare. Da, s-a schimbat situația. Îmi pare rău că nu am avut niște date care să le pot compara. Acum sunt important de aici. Mulțumesc pentru întrebare. În prezent, toate insectele sunt periclitate, sunt studii care arată că cu 2,5% numărul total se reduce anual al insectelor. Dintre toate s-a demonstrat, conform unor studii ample peste hotare, că cel mai afectat grup de insecte sunt anume lepidopterele. Alături de fluturii diurni care se confruntă cu o mulțime de probleme, sunt și noctuidele în aceeași situație, la fel sunt și polinizatori. Printre principalele cauze sau factori limitativi sunt, desigur, agricultura, intensificarea agriculturii. O altă cauză sunt schimbările în gospodăria pădurii,
mai ales un exemplu, cositul în Poiene sau pe, cum, pe marginea drumului, pe lizieră, care duce la fragmentarea cumva a habitatelor și dacă pentru anumite specii cu o frecvență, cu o valență ecologică largă nu prezintă un pericol, ușor se adaptează, atunci sunt anumite specii care preferă, de exemplu, am specii care preferă doar zonele silvicole, dar umede, de pe malul unui râu. Și atunci, dacă stai pădurea de pe malul apei, atunci, practic, populația este compromisă. Spre deosebire de fluturii diurni, pe, un pericol pentru fluturii nocturni este și poluarea luminoasă. În fiecare s-a demonstrat că anual nivelul iluminării pe glob crește cu 6% și astfel pentru toate animalele, nu anume fluturi nocturni, reprezintă o problemă, dar și pentru fluturi și prin și direct sunt amenințate prin faptul că se ating de obiectele ferbinți, dar această situație cumva în ultimii ani se încearcă de a soluționa prin becuri care sunt lămpi reci. Dar principala cauză, dacă ar fi doar aceasta, sunt că noctuidele se adună într-un număr mare la aceste surse de iluminat și astfel sunt vulnerabile pentru toți dăunătorii. Știm că principalul grupă care sunt de dăunători sau sunt chiropterele, depun ponta în locuri improprii, astfel larvele care eclozează, apare o concurență la alimentație și multe altele. Se presupune că din cauza urbanizării, iluminării acestea, noctuidele petrec mult mai mult timp în repaus, în loc să petreacă timp ca să se nutrească, să se înmulțească și multe alte consecințe. Și deja, cum am menționat, urbanizarea, încă un factor sunt, desigur, insecticidele, folosirea irațională, cu scopul de a reduce anumite specii, noi provocăm, din păcate, daune semnificative, pentru, poate pentru specii rare, care se populează un areal foarte îngust. Și multe altele. Este foarte important și este foarte bine prezentat de asta, universitatea și universitatea acestor entități, pentru că încredător că lumea e plătieră, acesta este în mare măsură construit de această familie. Ele se deosebesc, așa cum dumneavoastră a demonstrat, origine, cât și după particularități, ori ecologice. Dar atât mine mă interesează, zicem, noțiune de specii gemeni. Specii gemeni se întâlnesc în cadrul acestei entități, acestui grup sistematic. Da, sigur se întâlnesc. Chiar avem o specie, Heliotis adaupta. Inițial, când am început să studiez, am inclus-o în lista generală, apoi, în urma ultimilor cercetări efectuate de Fibiger Hiker prin anii după 2005, s-a demonstrat că este cumva similară specie Heliotis maritima și că nu este specie separată și apoi am exclus-o din listă. La fel mai este Helicoverpa armigera cu altă specie. Heliotis. Da, zeia, care până se contrazic cercetările și până în prezent. Da. Și nu pot să-mi rog o întrebare, deci este foarte mult astăzi să vorbim despre Helicoverpa armigera. Câte generații are? În cadrul Republicii se presupune că ar avea două generații, dar ea este cumva flexibilă. Dacă sunt condiții favorabile, poate dezvolta și trei, și mai multe generații. Este una din speciile care iernează și în stadiul de adult, și larvă, și în mai multe stadii de dezvoltare, astfel că se adaptează ușor. Avem trei deja. Avem trei bine formate. Dacă mai sunt întrebări de pe Cristina sau oricum, deci asta vă rugăm ea să rămână cu noi aici. Sigur. Deci pentru oricum mai trebuie ști. Stimați colegi, dacă mai sunt întrebări, deci noi continuăm activitățile noastre și probabil îmi scoresc de la ceea că oricum, activitatea fiecărui savant la fazele inițiale, deci este indispensat în legată de colectivul care. Și mai mult este legat, bineînțeles, de cineva dintre partenerii de activități, care noi numim de acesta producător și din SEFI.
scriitori, deci astea și multe alte deci titluri mai sunt. Deci, dar conducătorul științific întotdeauna, deci asta stă la bază și până cunoaștem aceste tezi. De asemenea a fost deci asta la fundamentul acestei tezi. Și acesta este domnul profesor Valeriu Berjansson. Am vrea să vedem cine vorbește el despre pretendenta noastră și atât din punct de vedere științific, pentru că el îi demonstrează lucrul ăsta, dar mai mult din punct de vedere profesional și personal. Mulțumesc, domnul președinte, tot masă și tot nu mă scop să răspund de azi virusul. De la n-am ținut, că n-am da. Aș vrea spuneți de la întrebări care am vrut să vă spun, dar am să vă spun ca un fel de completare a celor care s-a vorbit. Mi-a atras atenție indicele cele de bogăție faunistică și specifică care prezent a fost regretatul nostru coleg Andreev Alexei, care a lucrat și el bogăție specifică asta a dezvoltat formulele astea în cartea aceea de unde și s-a folosit Cristina. Deci, într-adevăr, eu am fost în calitate de referent de ce stai, în care m-am descurcat, eu mă ating cu într-adevăr, așa, e un indice foarte important care demonstrează Moldova că nu chiar așa e de rău la noi, că suntem în primele trei, între primele trei țări, după bogăția specifică. Tot aici, că întrebarea, am vrut să pun, dar nu privește bine din partea conducătorului, contactele cu colegii din străinătate, în plan metodologic, în plan schimb material și o trebuie de spus un pic, s-a avut cu la Cluj materialul ăsta, cu profesorul Racu și care nu are... Profesor, dar poate cineva vă interzice că dumneavoastră să ne comunicați lucrurile astea? Asta e doar legat cu personalitatea ei. Ați văzut, v-a demonstrat că deja trebuie să ne bucurăm că e specialist pregătit de a continua mai departe cercetările. Noi nu ziceam că e deamul gata, e copt, specialist, noi prezenți și abilitați, noi încă suntem în proces de coacere, încă ne coacem ca specialist, ca să demonstrăm ceva, niște, la urmă, abilități bune. Pe Cristina am cunoscut-o de băncile universității, în anul 3, îmi pare că am avut curs special. Anul 2? Da, de la USM. E foarte modestă. Le-am citit eu lecții cu entomologie, dar n-a îndrăznit să apropie, fiindcă atunci deja, fiind pasionată de entomologie, să apropie și să mă întrebe. Numai că într-un zi, eram ocupat nu știu unde și am trimis-o pe Lena Baban ca să mă înlocuiască, să le citească. Și clar că fetele, între dânsele, mai bine. Da? Și vine Lena după aceea, știți că este o fată acolo care e pasionată, e foarte, foarte vrea să ocupe cu... Deci că spune, de-a pe urmă când a venit, vine și o mai discuta în laborator, de-a mă suntem și la academie, ce și cum, la ce nivel îți place, că alții știți că le place. Și pe urmă au venit, au vorbit și au uitat. Nu, asta a fost într-adevăr așa o pasiune. Am și angajat-o, fiindcă eram șef de laborator, ca fiind student, am și angajat-o pe jumătate de salariu ca să vie să lucreze, că am văzut colecțiile și ca să lucreze prin muzeu, să mai facă. Într-adevăr, aici vă spun că trebuie să ai mari abilități ca să poți face o colecție de fluturi foarte bună. Clar că tot este componente de a caracteriza personalitatea, că e specialistul. Specialistul nu numai că a venit și s-a detinat fluturi și gata, s-a întors și el a uitat de toate. El s-a dus acasă și se gândește la una și are și o fetiță de amu care vine tot și foarte se interesează de insecte și are un soț bravo care o ajută și a să o ajute și înainte. Și... De ce mă bucur de așa specialiști care
Vă spun sincer că toți ați fost în ipostasia mea și știți că cât el, doctorandul, e mai sârguincios, mai bun, mai puțin lucrez cu dânsul. Așa? Mai ușor, mai puțin, mai... El singur face tot, numai la momentul... Să nu l-am curci. Da, pămâni, ne mișai. La momentul necesar, când să-i arăți direcția și prioritățile, să pui accentele pe chestiile mai importante. Cam este... Deci acestea sunt văzut. Nu vreau să mă adâncesc în... Însă am pe urmă. Deci eu mă adresez către doamna pretendentă, oricum de ce stați, deși activitățile dumneavoastră au fost destul de îndelungate, dar acum noi am vrea ca să auzim ceva răspuns la comunicările domnului conducător și Lățefic. Mulțumesc mult pentru sprijin, susținere. Sunt de acord cu cele spuse. Contribuit la formarea mea, într-adevăr, nu doar ca specialist. Dragi colegi, deci eu încă o dată îi mulțumesc domnului profesor Derjanski pentru acest lucru, pentru că deja noi simțim într-adevăr o ambianță deosebită, care este absolut indispensabil legat de calitatea lucrării și, bineînțeles, de intensitatea și rezultatele înregistrate. Stimați colegi, activitatea științifică, bineînțeles, că este imposibil de a fi promovată dacă cineva nu ne jurizează. Chiar dacă este necesar, bineînțeles, de calitate de îndrumător, chiar dacă este necesară și calitate de conducător, dar în activitatea științifică, pornind, bineînțeles, de la caracterul discutabil al multor noțiuni, pornind de la, deci așa, uneori de la caracterul contradictoriu a informației prezentate, bineînțeles că există și noțiuni de referință. Eu mă bucur de faptul că în calitate de referință, astăzi noi avem o echipă de entomologi și specialiști în domeniul respectiv. Recunoscuți în toată lumea. Și vreau din nou să vă reamintesc, deci că în calitate de referență este doamna Livia Calistru, doctor în științe biologice și conferențiar științific în cadrul Institutului de Zoologie. Este domnul doctor habilitat Gheorghe Manic, lucrător și fost director a rezervației Codrii. Și de asemenea ne bucurăm de faptul că în calitate de referent oficial este doctorul habilitat în științe biologice, domnul conferențiar cercetător Tudor Năstase. Și iată, aceste trei persoane, dacă doriți personalități, bineînțeles că sunt acei care până la urmă ne-au, să zicem așa, descurcat în unele probleme discutabile, ne-au ajutat ca, într-adevăr, să ne orientăm foarte corect, deci asta și să apreciem la justă valoare tot ceea ce conține acest complex științific, deci deja prezentat. Și în această idee, eu ar vrea să-i ofer cuvântul doamnei referente, Livia. Și vă rugăm, doamna Calistru, să ne spuneți ce gândiți și care este opinia dumneavoastră și din opinia. Ce gândi la lucrurile? Vă mulțumesc, domnul președinte, și m-ați făcut intermediul și sau citire. Eu o să încerc să trec peste unele fragmente care probabil că o să fie citite și de alte referenți. Deci, teza de doctorat a doamnei Cristina Țujul este elaborată în corespundere cu cerințele față de tezele de doctorat. Conține 166 pagini de text de bază, 60 figuri și 16 tabele. Lista surselor bibliografice citate include 326 titluri. Teza constă din introducere, 4 capitole, concluzie generale și 7 anexe. În lucrare sunt clar identificate scopul, obiectivele de cercetare, metodologie, noutatea și originalitatea rezultatelor științifice obținute, semnificația teoretică și valoarea aplicativă, precum și implementarea rezultatelor. Referitor la noutate și originalitatea lucrării, teza elaborată de doamna Țugulea tratează un subiect de sporită importanță și actualitate pentru zoologie și entomologie, având ca scop evidențierea stării actuale și estimarea importanței fluturilor din familia noctuide în ecosistemele naturale și agrobiocenozele din Republica Moldova. În conformitate cu scopul enunțat și obiectivele trasate, a fost efectuat un studiu amplu al noctuidilor din 17 familii pe teritoriul Republicii Moldova,
fiind colectați și analizați peste 11.000 specimeni din 24 localități de colectare și s-a stabilit că fauna noctuidilor constă din 425 specii taxonomic încadrate în 169 genuri și 17 familii. Am evidențiat și elementele de originalitate, deci în urma cercetării faunistice a fost completată lista speciilor de noctuide, fiind adăugate 17 specii noi pentru fauna țării. Pentru prima dată sunt evidențiate speciile rare din familia noctuide care necesită protecție și conservare la nivel național. Este primul studiu detaliat pentru distribuția biotopică, geografică și spectrul trofic al noctuidilor. Și în acest studiu actualizează datele privind dinamica sezonieră a zborului la capcana de culumină, albă și ultraviolet. În final a fost întocmită lista anotată a noctuidilor din Republica Moldova. La primul criteriu, deci problema de cercetare, scopul și obiectivele lucrării sunt originale, la fel ca și abordarea problemei de cercetare, iar noutatea și originalitatea lucrării poate fi apreciată cu calificativul foarte bine. Punctul 2. Suportul metodologic al cercetării. Pentru realizarea acestei lucrări, autoarea a utilizat mai multe metode de investigare. În dependență de scopul și obiectivele trasate, au fost utilizate metode de capturare relevante atât pentru studiul calitativ cât și cel cantitativ, adică colectarea manuală cu fileu entomologic la lampa electrică standard cu ajutorul unei pânze albe iluminate și prin instalarea capcanelor cu lumină albă și ultravioletă. Autoarea a utilizat metode clasice și moderne de determinare, iar pentru speciile dificil de identificat, doar după studiul morfologiei externe, au fost analizate armăturile genitale. Metodele și tehnicile aplicate sunt descrise bine, iar necesitatea utilizării fiecare din acestea este bine argumentată. Astfel, conținutul lucrării ne convinge de faptul că metodologia cercetării corespunde scopului și obiectivelor trasate de către autoare, iar suportul metodologic al cercetării poate fi apreciat cu calificativul foarte bine. Relevanța științifică a rezultatelor. Rezultatele obținute de către doamna Țugulea Cristina sunt relevante pentru atingerea scopului format, sunt descrise clar și concis. Concluziile formulate, atât cele generale cât și cele prezentate în cadrul fiecărui capitol, se bazează exclusiv pe propriile rezultate și oferă răspunsuri la problemele de cercetare. Din punct de vedere al rezultatelor teoretice, teza contribuie la acumularea de cunoștințe noi cu referire la studiul faunii, ecologiei, importanței noctuilor din Republica Moldova și au o contribuție valoroasă la cunoașterea acestui grup taxonomic de lepidoptere. Datele despre speciile înregistrate pentru prima dată în fauna țării constituie un aport semnificativ în completarea bazei de date informaționale din Europa. Cercetarea realizată de doamna Țugulea oferă contribuții semnificative, teoretice și aplicative la dezvoltarea entomologiei, astfel relevanța științifică poate fi apreciată cu calificativul foarte bine. Redactarea tezei și conținutul tehnic. Lucrarea este redactată cu acuratețe științifică, afirmațiile sunt clare și convingătoare. Pe parcursul întregii lucrări este respectată corectitudine lexicală, ortografia, punctuație. Textul lucrării este scris într-un limbaj strict referențial cu folosirea terminologiei specifice entomologiei. Expunerea este coerentă, astfel încât capitole și subcapitole decurg firesc unul din altul. Standardele bibliografice sunt respectate atât la citarea în text, cât și la elaborarea listei de resurse citate, care include 326 de surse. Prezentarea grafică este rațional încadrată în teză și care include 60 figuri și 16 tabele și sunt elaborate în strict conformitate cu cerințele. Redactarea tezei și conținutul tehnic al acestea poate fi apreciat cu calificativul foarte bine. Respectarea eticii și deontologiei profesionale. În teză sunt respectate normele deontologice și de bună conduită, sunt citate articole examinate în lucrare și din care au fost folosite anumite metode de analiză și ipoteze științifice. Este specificat aportul personal al competitorului în realizarea tezei de doctorat. Raportul de similitudini efectuat prin programul antiplagiat denotă lipsa totală a împrumuturilor neautorizate, ceea ce confirmă încă o dată originalitatea acestei lucrări de doctorat. Lucrarea nu conține elemente care ar provoca suspiciuni de fraudă. Respectarea eticii și deontologiei profesionale poate fi apreciată cu calificativul foarte bine. Publicarea în ediții științifice și prezentarea la conferințe. Aici au apărut unele întrebări, fiindcă un pic diferă cifrele care au fost prezentate inițial în lista lucrărilor inclusă în dosar.
Vreau să vă spun că doctoranda a înaintat 3 lucrări în 2 reviste incluse în baze internaționale de date cu mult timp înainte, ținând cont că în procedura de redactare durează, nu a fost inițial inclus în această listă. Deci astăzi putem să spunem că rezultatele obținute sunt reflectate în 16 lucrări științifice, 6 individuale, dintre care cu autor al unui catalog, 7 articole în reviste științifice recenzate, 4 dintre care sunt în reviste din baze de date internaționale, 3 din Registrul Național al Revistelor de Profil Categoria B, 1 din Registrul Național al Revistelor de Profil Categoria C la momentul anului 2015, 3 articole în reviste și colegeri științifice, 4 teze la conferințe științifice internaționale și naționale. Astfel, publicarea în ediții științifice și prezentarea la conferințe poate fi apreciată cu calificativul excelent. În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării numărul 514 din 5 decembrie 2017, cu privire la aprobarea regulamentului de atribuire a calificativelor tezelor de doctorat, calificativul general al tezei elaborate de doamna Țugulea Cristina este foarte bine. Semnat de Calestru. Mulțumim, domnule doctor Calestru. Și oricum, la o asemenea apreciere, deși nu avem multe lucruri de răspuns ca observații, dar oricum vă oferim cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult pentru apreciere. Mulțumesc pentru grija care ați abordat și ați analizat această lucrare. Toate sugestiile, toate sfaturile au fost binevenite și... Deci, am vrut să vă întrebăm. Deci, într-adevăr, acele 3 lucrări care au fost prezentate în revistele care fac parte din bazele internaționale de date, deci asta, adică asta ce e? Scopus? Da. ICI? Scopus, da. Și ele deja au ieșit în lumină, deci asta. Ele sunt varianta, deci, machetată. Este varianta machetată, nu le-a inclus, fiindcă încă nu era, deci procedura la acest tip de reviste este foarte de lungă durată. Da, ea l-a înaintat, dar de-abia acum ele s-au conturat. Asta vedeți cifra corespunzătoare, adică numărul corespunzător, deja a fost indicat. Eu nu știu cum nu o să fie. Nu este o problemă. Unica condiție este ca să fie acceptată spre publicare înainte de demararea procedurii. Pur și simplu, ea așteptat să iasă fizic jurnalul, revistă. Eu am vrut să vă comunic, într-adevăr, acceptarea de către editură sau redacție sau un alt organ care de ce se coordonează asemenea activități, asta practic e aproape echivalent cu publicarea propriu zis în România. Varianta de electronică este de la... Titlului să vezi și dacă era așa ceva, apoi ne dădea certificat redacție, da, certificat, da, dacă așa e primulat, da, da, și era valabil. Școala doctorală a solicitat asemenea certificate care vor fi anexate la... Da. Da, foarte bine. Și momentul, deci, înaintat de către domnul doctor Fabilitat Năstase, deci este adică timpul când a fost prezentat lucrul ăsta, noi, în momentul examinării, deci asta considerăm că anume, la moment, deci asta, operațiunea asta deja a fost efectuată, deci adică hotărârea pozitivă prin publicarea acestor 3 articole deja există. Și acum putem să-i considerăm de ce ne bucurăm. Da, să ne bucurăm, așa cum zice. Eu pot să fac o îndreptare aici, da, în avizul corespunzător? Doamna doctor, dacă ne spune mai precis. Da, sigur, vă spun, da, că ieri n-am avut informația asta, de ce așa am venit cu solicitarea să vă revizui. Doamna Livia, da? Da. Livia. La dumneavoastră sunt deja notate lucrările astea, adică 3, cum ați numit acolo, 16 sau
La noi sunt 13, la dumneavoastră sunt 16, sunt notate deja așa, să luăm ca să fie corect, să nu se... Da. Și atunci eu pot, dacă îți permite așa ceva, eu fac o mică îndreptare. Bun. Stimați colegi, ședința comisiei noastre continuă, deci asta mulțumim colegilor care deja au vorbit. Acum următorul referent este deja nominalizat domnul doctor abilitat Tudor Năstase. Vă oferim cuvânt. Deci, avizul asupra tezii de doctor elaborată de doamna Țugulea Cristina, denumire noi voi da citire, la specialitate 165.04 entomologie, în cadrul școlii doctorale Universității de Stat Dimitri Cantemir, prezentată în vederea obținerii titlului științific de doctor în științe biologice. Deci, elaborările aprobate în teza de doctorat se referă în special la evidențele stării actuale și estimarea importanței speciilor din familia Noctuide în ecosistemele naturale și agrobiocinozele din Moldova. Familia Noctuide este una dintre cele mai mari familii din ordinul Lepidoptera. În fauna mondială sunt înregistrate aproximativ 25.000 specii, în cea europeană 1.300, iar în fauna Republicii Moldova 425 specii de noctuide. Diversitatea vastă a speciilor de noctuide pe teritoriul țării este determinată atât de variabilitatea biotopică, cât și de faptul aflării la interferență a trei regiuni biogeografice, europeană, Ponto centralistică, mediteraneană, cu circa 16%. Deci, actualmente, ecosistemele agricole ocupă circa 76% din teritoriu, iar diversitatea biologică a plantelor cultivate o constituie aproximativ 94 specii, ce includ 553 soiuri și 50 hibrizi și forme vegetale. Cele mai sus relatate au și contribuit la apariția necesității de identificare a componenței speciilor noctuidilor pe teritoriul Moldovei, de stabilire a apartenenței speciilor de noctuide la principalele grupe zoogeografice, de repartizare biotopică a noctuidilor în dependență de referințele ecologice, de analiză a spectrului trofic în stadiu de larvă a noctuidilor identificate, de estimare a importanței ecologice a noctuidilor din ecosistemele naturale și agrobiocinoze, de elaborare a listei adnotate a noctuidilor din Republica Moldova. Acestea au și fost obiectivele principale înaintate pentru investigații în lucrarea tezei de doctor a doamnei Țugulea. Teza elaborată este bine structurată, fiind constituită din 4 capitole, dintre care 2 reflectă rezultatele propriilor investigații, unul include analiza critică a situației în domeniu și unul descrierea metodelor aplicate pe parcursul realizării tezei. Repartizarea materialului în capitole este echilibrată, logică și argumentată, reflectând etapele cercetării. Analiza situației în domeniul de cercetare realizată de autoare s-a axat pe analiza surselor bibliografice în domeniul domeniul lepidopterilor și descrierea istoricului cercetărilor realizate asupra speciilor din familia Noctuide în Europa și Republica Moldova. Acest studiu amplu argumentează necesitatea și importanța investigațiilor ce țin de fauna noctuidilor din Moldova.
Caracterul inovațional al tezei constă în studiu amplu al noctuidilor și aprecierea numărului de specii, întocmirii listei speciilor rare din familia noctuide, analiza distribuției lor biologice, geografice și aspectului trofic și întocmirea listei adnotate a noctuidilor din Republica Moldova. Problema de cercetare, scopul și obiectivele lucrării sunt originale, la fel ca și abordarea problemei de cercetare. Astfel, noutatea și originalitatea lucrării poate fi apreciată cu calificativul foarte bine. În scopul realizării acestei lucrări, autoarea a utilizat mai multe metode de investigare, necesitatea fiecăruia dintre acestea fiind bine argumentată, atât din punct de vedere a rezultatelor pe care le oferă, dar și din punct de vedere al parametrilor tehnici de aplicare a acestora și particularităților obiectivelor de studiu studiate. Astfel, conținutul lucrării ne convinge de faptul că abordarea metodologică aplicată este una adecvată scopului și obiectivelor trasate de către autoare. Este foarte important de menționat că cadrul metodologic se conectează perfect la problema de cercetare. Același lucru se referă și la cadrul teoretic, argumentarea necesității fiecărei etape de cercetare și interpretarea rezultatelor obținute de către autoare. Metodele selectate și aplicate de autoare armonizează perfect cu tipul de studiu realizat. Astfel, suportul metodologic al cercetării poate fi apreciat cu calificativul foarte bine. Pe parcursul realizării tezei de doctor, doamna Cristina Țugulea a obținut multiple rezultate, toate fiind relevante pentru atingerea scopului formulat. Prezentarea în teză a rezultatelor obținute este clară, iar ordinea descrierii este logică și facilitează aprecierea valorii lucrării analizate. Analiza rezultatelor obținute este structurată astfel ca consecutiv să ofere răspunsuri clare la problema de cercetare formulată. Concluziile formulate, atât cele generale cât și cele prezentate în cadrul fiecărui capitol, se bazează exclusiv pe propriile rezultate de unde derivă într-un mod logic și firesc. Menționez că concluziile formulate în teză au fost expuse în lucrările publicate de autoare, astfel trecând prin filiera recenzării științifice și prezentând oportunitatea de a fi discutate de către comunitatea științifică. Din punct de vedere al rezultatelor teoretice, prezenta teză contribuie la acumularea de cunoștințe noi cu referințe la studiul faunei ecologice, importanței noctuidelor din Republica Moldova. Datele despre speciile înregistrate pentru prima dată în fauna țării constituie un aport semnificativ la completarea bazei de date informaționale din Europa. Cercetarea realizată de doamna Țugulea oferă contribuții semnificative teoretice și aplicative la stabilirea componenței specifice, structurii ecologice și particularităților funcționării comunităților de noctuide în ecosistemele naturale și agrobiocinozele din Moldova. Astfel, relevanța științifică a rezultatelor poate fi apreciată cu calificativul foarte bine. Întreaga lucrare este redactată minuțios
și la un nivel înalt, respectând o logică perfectă a expunerii argumentelor în favoarea cercetărilor și a prezentării rezultatelor obținute. Afirmațiile formulate sunt clare și convingătoare. În general, pe parcursul întregii lucrări este respectată corectitudinea lexicală, orfografică și punctuația. Standardele bibliografice sunt respectate atât la citare în text, cât și la elaborarea listei de surse citate, care include peste 300 de surse. Teza include 58 figuri, 12 tabele, fiecare dintre care conține informații relevante, importante pentru evidențierea principalelor rezultate. Aceste elemente grafice sunt elaborate în strictă conformitate cu cerințele. Volumul total al materialului ilustrativ este admisibil, nu depășește cota de o treime din volumul părții de bază a lucrării. Redactarea tezei și conținutul tehnic al acesteia pot fi apreciate cu calificativul foarte bine. Principiile eticii și deontologiei sunt respectate totalmente, pornind de la etapa de planificare și realizare a experiențelor și până la cea de expunere a propriilor rezultate. Raportul de similitudini efectuat prin programul antiplagiat denotă lipsa totală a imputurilor neautorizate, ceea ce confirmă o dată în plus originalitatea acestei lucrări de doctorat. Aportul personal, rolul conducătorului științific și implicarea altor cercetători la realizarea acestei lucrări este descris clar în compartimentul concluzii generale. Lucrarea nu conține elemente care ar provoca suspiciuni de fraudă. Astfel, respectarea eticii și deontologiei profesionale poate fi aplicată cu calificativul excelent. Așa, am ajuns iată aici unde o să trebuiască de făcut schimbări. Deci, rezultatele în teză au fost reflectate în 23, reiesă că atunci am 26, dar publicații în total, dintre care 16 lucrări științifice la tema tezei, capitole în monografii, așa și rămâne unul, da? Articole în reviste recenzate, 8, atunci în loc de 6, care, fără coautori, 6. Da, pe urmă am să fac îndreptările, da? Materiale ale comunicărilor științifice, 6. Astfel, publicarea în ediții științifice și prezentarea la conferința doamnei Țugulea, Cristina, poate fi apreciată cu calificativul excelent, punem. Da. Pe urmă, fac îndreptare, da. În conformitate cu prevederile Ordinului MEC, cu privire la aprobarea regulamentului de atribuire a calificativelor tezelor de doctorat, calificativul general al tezei elaborate de doamna Țugulea, Cristina, programul de studiu 6504 entomologie 16701, foarte bine, lasă-l să rămână foarte bine. Da, foarte bine atunci. Și eu fac îndreptările corespunzătoare și e
Scălescu aici atunci. Domnul doctor Cabilitat, noi vă mulțumim pentru apreciere, pentru trunda depusă și o rugăm pe doamna pretendientă să ne spună stimate ceva de ce a spus. Eu vă mulțumesc din suflet pentru analiza minuțioasă a lucrării, pentru toate sugestiile, pentru aprecierea noastră. Vă sunt recunoscătoare. Mi-a făcut plăcere. Vă mulțumesc. În viitor, colaborare, fiecare despre continuăm, și eu mă adresez cu referentul oficial, doctor Cabilitat în științe biologice, Gheorghe Manic. Vă rugăm de acestea, privind structura, poziția, valoarea și alte aspectele acestei lucruri. În primul rând, vreau să încep cu aceea că am avut mare plăcere de a studia această lucrare și de a participa în cadrul acestei comisii. Și azi mă stărui succint ca să nu dau citire integrală acestui aviz, dar anume argumentări la calificativele care le-am dat. În general, teza de doctorat este abordată în corespunderea cu cerințele față de teza de doctorat. Este, în primul rând, bine structurată, ceea ce au fost deja de alți colegi pagini, figuri și așa mai departe, n-am să mă repet. Repartizarea materialului este bine argumentat în capitole, fiind foarte bine echilibrat, aranjat, având o logică de și argumentare convingătoare, ceea ce ne-a făcut să pe deplin să analizăm, reflectând pe deplin toate etapele cercetării. La caracterul sau la inovația și orientatea lucrării, deci aici se începe calificativele și caracterul din alteză constă în primul rând în studiu amplu al noctuidilor, identificarea numărului de specii, îndocumirea listei speciilor rare din familie noctuide, analiza distribuției lor biotopice, geografice și spectru trofic, îndocumirea listei adotate a noctuidului, ceea ce s-a făcut anterior. Teza elaborată de doamna Cristina Țugulea tratează, în primul rând, un subiect de sporită importanță și actualitate pentru zoologie și entomologie în general, având un scop de îndințire stării actuale și estimarea importanței fluturilor de noctuide. Ceea ce este însuși aportul, au fost colectați și analizați peste 11.000 de specimeni din cele 24 situri, din cele 12 stațiuni, în general fiind determinat și s-au identificat 425 de specii, încradate în 169 de genuri și 17 subfamilii. Problema de cercetare, scop și obiectivele lucrării sunt, după datele prezentate originale, astfel noutatea și originalitatea a fost apreciată cu calificativ foarte bine. La suportul metodologic, după cum pretendenta la titlu doctor a menționat toate metodele care au fost folosite, deci având în vedere multitudinea de metode folosite, în vedere care sunt originale sau, zicem, contemporane la etapa actuală, după conținutul lucrării se observă că metodologia cercetărilor corespunde scopului, și anume obiectivele care au fost trasate de către autoare, iar scopul metodologic al cercetării poate fi apreciat la fel cu calificativ foarte bine. La compartimentul relevanță științifică rezultatelor, deci pentru a, deci toate rezultatele au dus la atingerea scopului formulat, fiind rezultatele descrise destul de clar și concis, concluziile formulate, atât cele generale, cât și la fiecare capitol aparte, se bazează inclusiv pe propriile rezultatele obținute din punct de vedere a rezultatelor teoretice, baza constituie la acumularea de cunoștințe noi în domeniul dat. Cercetarea realizată de doamna Țugulea Cristina referă contribuții semnificative teoretice și aplicative la dezvoltarea entomologiei, astfel relevanța poate fi apreciată cu calificativ foarte bine. Întreaga lucrare
a fost redactată părerea cu acuratețea științifică, formularea însușa frazelor sunt clare și convingătoare, ce aici ne-a dus ca să înțelegem însuși esența lucrării. Și având în vedere că sursa mare de lista mare de surse constituie 326 de surse, deci este un volum destul de impunător. La fel și volumul total ilustrativ al lucrării nu depășește cota de o treime din volum părții de bază al lucrării, ceea ce după redactarea teze și conținut tehnic, la fel calificativul este dat foarte bine. La respectarea etice și deontologie profesionale. În primul rând, aici țin să menționez că nu în toată lucrarea, atât în autoreferat cât și în lucrare, nu am găsit sau n-am depistat elemente care ar identifica sau ar duce la, la suspiciune de fraudă, dar la plagiat, asta este important, și calificativ și aici este dat foarte bine. Ceea ce țins la publicare, având din rezultat, din sursele care au fost anterioare, deci acum eu am apreciat calificativ bine, dar dacă sunt unele concretizări, după cum doamna referentă Livia ne-a adus la cunoștință, din bine, cred că am să-l corectez, nu cred, dar îl voi corecta în foarte bine. În general, programul de doctorat 165-04, entomologie, este calificativul foarte bine. Domnul doctor Habilitat, noi vă mulțumim pentru aprecierea înaltă și adecvată a acestei lucrări. Rugăm doamna pretendentă să expună imaginea acestui text. Mulțumesc, domnule Manche, vă mulțumesc mult pentru timpul și efortul dumneavoastră depus în scopul îmbunătățirii prezentei lucrări. Vreau să spun că toate sugestiile au fost luate în considerație și vă mulțumesc mult. Stimați membrii comisiei, oricum noi suntem la fază deja discuțiilor sau finalizării discuțiilor și acest moment este indispensabil legat pentru aprecierea complexă a tezei. După audierea celor trei avizii a referenților oficiali, oricum mai avem câțiva membrii comisiei care s-ar putea expune pe marginea acestui document. De ce eu mă adresez către conducătorul științific, domnul doctor habilitat în științe biologice, profesorul cercetător Valeriu Derjanski. Ce ne puteți spune drept concluzie? Mulțumesc, domnul președinte. Da, ce mai important este părerea referenților. Eu, ca în calitate de membru a comisiei, pot spun și eu ceva care... Se cere. Da, se cere după protocol, dar vă spun că aici decizia sau opinia decisivă a voastră, a referenților, fiindcă n-am să mă opresc eu asupra tuturor acestor calități a tezii care au fost plus de mănunte spuse de către referenți și n-ar fi chiar bine eu să mă laud chiar că uitați și dați ați văzut, într-adevăr. Numai ca constatare pot să unele momente să le subliniez. Pentru ca să le calificativele cele care le anunț, ca să fie cumva un suport metodologic să-l aibă în urma cele care vă le spune. Dar să merg după planul acesta care în formularul e indicat și am să vorbesc așa, pe scurt, despre noutatea și originalitatea lucrării s-a vorbit mult și numai două cuvinte, într-adevăr, cu efectuarea acestei lucrări s-a acoperit o pată albă în cunoștința entomofaunei Republicii Moldova, fiindcă până în prezent nu prea era despre noctuide. Datele cele obținute 50 de ani în urmă, cam, nu că sunt vechite, dar deja sunt depășite după
taxonomie care este nou. Ați văzut că unele specii deja nici nu se regăsesc în clasificarea aceea veche și... Domnul profesor, dați-mi eu, într-adevăr, asta da. ar fi prea mult ca să vorbim despre toată structura, adică dacă da. Putea să ne referim la toți cinci indicatorii în poziția noastră. Da, noutatea eu cred că e foarte bine. Suportul metodologic al cercetării am avut adăugări în primul meu discurs despre, într-adevăr, s-a apelat chiar și la specialiștii de peste hotar, speciile este care noi, dintr-o Republica Moldova, sunt confirmate de domnul profesor Racoșe, cel mai vestit specialist în Europa și chiar și în lume. Deci, cred că foarte bine tot e suportul metodologic. Aici aplicarea, s-a putut și alte metode, mai ceva, dar mai lăsăm pe viitor, deci e foarte bine. Relevanța științifică a rezultatelor. Multe rezultate au avut și complexitatea cu temele și proiectele abordate de institut, proiectele de tineri cercetători au fost și că nu se lucrează în separat. Foarte bine. Redactarea tezei și conținutul tehnic s-a lucrat mult. După prima ședință, după primele sugestii a referenților oficiali. Dar e foarte bine, fiindcă orice lucrare e, până la urmă, mai găsește acolo și o virgulă scapată și o literă în plus și mai departe. Etica și deontologia. În plină conformitate făcută de către doamna doctorantă. De ce eu pun aici excelent? Încă nu a fost, eu o știu mai mult timp, am lucrat cu dânsa și nu a fost nici tentative de a încălca acest subiect, etică și deontologie. E foarte respectuoasă față de colegii entomologi și așa mai departe. Nu s-a vorbit, dumneavoastră aveți alte avizii, dar aici este calitatea susținerii publice. Și îi pune excelent, fiindcă a prezentat și s-a încadrat în timp. Domnul președinte a putut să oprească la concluzie, spui că sunt în autoreferat și nu este. Și atunci era încă până 20 de minute. Așa? A vrut să vedem în plenitudine. Aha, savorați, dat plăcere, deci e excelent. Îmi permiteți dacă pun. Și publicarea în ediții științifice, ați văzut că pentru teză de doctor, 23 de lucrări, 16 pentru tema tezei. Bună vedere încă că nu de mult e intrat în procesul de cercetare, că parcă ieri a fost student încă și masterand și și tot aici și publicarea șofată crește mare, tot ca publicație. Aceea e supra-teză. Da, da, aceea e ca un fel de ediție națională. Tot îmi permite să pun excelent aici la acest capitol. Și în general, așa, are o impresie foarte bună lucrarea și prezentarea și conținutul și publicația și vorbind din partea colectivului institutului și nas fie de rușine ca să avem așa specialist și mai departe, având așa un start destul de bun. Și vouă vă mulțumesc că ați contribuit la acesta ca fiind o bază, să-i dăm un efort mai înainte. Mulțumesc! Domn profesor Dejanski, vă mulțumesc mult, vă mulțumesc din numele meu personal, dar probabil și a întregii comisii, dar totdeauna ne adresăm către stimata noastră colegă să-i expun pe marginea celor. Mie îmi rămâne, stimate domnule Dejanski, să vă mulțumesc pentru tot sprijinul, pentru aprecierea înaltă și pentru încrederea care mi-ați acordat-o când am început să studiez acest grup frumos de insecte reproductive.
vă mulțumesc. Stimați colegi, oricum, în calitatea mea de membru comisiei, am și eu un drept de acesta de a mă expun pe marginea materialelor discutate, dar am să încerc să o fac, zicem așa, mai simplu, pornind de la, zicem așa, excluderea unor repetări și pornind de la ceea că noi cu dumneavoastră am lucrat foarte și foarte consistent, anume la faza anterioară, atunci când a avut loc ședința comisiei extinse. Toate cele observații care au fost înaintate, dar ele au fost destul de multe discutate, deci asta și-a demonstrat într-adevăr necesitatea unor, zicem așa, corectări. Corectări, deci asta nu de conținut, ci respectiv de răspuns anume la acelor solicitări, la acelor observații care au fost înaintate. Eu chiar am rămas plăcut, mirat de faptul că toate au fost luate în considerație și toate au fost corectate, deci practic exhaustiv. În cazul ăsta vreau să spun că această teză care noi de mult o așteptam și cunoșteam de ce sta, de istoria acestui răspuns, acestei teme, acestui domeniu de cercetare, noi ne-am bucurat de o dinamică și să zicem așa, totodată clarificarea unor probleme, inclusiv teoretice, care existau. Și apropierea de soluționarea unor probleme, inclusiv practice, care, oricum, din punct de vedere tactic au fost desemnate și ulterior, bineînțeles, privesc să mai fie realizate pe parcursul următoarelor cercetări. Mie mi-e foarte complicat să vorbesc doar despre partea științifică, pentru că, oricum, cunoscând pretendenta, de asemenea, de pe băncile studențești, la anul 3 universitar, acesta, la anul 3 universitar, dar și ulterior, am înțeles că avem de, zicem așa, și posibilitatea și mândria de a activa împreună cu, practic, un specialist, să zicem așa, maturizat, un specialist care necesită de a fi autorizat, deci din punct de vedere juridic, prin diploma respectivă și mă bucur de faptul că noi aici, în principiu, nu avem careva discuții contradictorii. Dacă se dimărți după, zicem, structura juridic a ceea ce noi trebuie să facem aici, aș putea să mă refer la toate lucrurile acestea destul și destul de mult, evidențiind, deci bineînțeles că actualitatea și acele elemente de noutate, oportunitatea efectuării acestor cercetări, ca una foarte și foarte bună, eu mă tem de elementul, zicem așa, excelent și mai mult de ce asta ne cercăm să vorbim pentru că o apreciere foarte bună a acestor elemente, dar putem să o argumentăm, dar lucrul ăsta a fost făcut cu lux de amănunte de către colegii noștri. Deci e un foarte bine, deci ăsta la prima poziție. Vorbind despre metodologia care a fost utilizată este una clasică, bineînțeles că îmbinată cu diferite elemente și abordări contemporane. Aceasta nu înseamnă că deci ăsta noi au fost folosite toate, pentru că oricum mai există și unele elemente de în aspect de clasificare, de aplicare în biologie moleculare, niște chestiuni evolutive foarte serioase. Și în acest aspect vreau să spun că nu avem niciun fel de teamă, că au fost, zicem, aplicate niște aberațiuni metodice, metodologice sau de alt aspect. Și în aspectul acesta putem să o apreciem de asemenea cu nota foarte bine, fiind sigur că facem lucrul ăsta din bună credință. Relevanța științifică a rezultatelor este un element principal. Aici s-a vorbit despre multe aspecte, nu vreau să le repet. Pentru mine este foarte important atunci când pretendenții, bineînțeles, că pe lângă faptul că răspund la acele obiective care sunt plasate în teză, mai încearcă să facă niște abordări și respectiv dând niște soluții la unele probleme cu caracter global. În acest aspect, deci, pe mine mă frământă și nu în zădar, deci asta vorbim despre diferite, zicem, elemente a evoluției acestei familii, respectiv repartizarea lor geografică, dar și evoluția lor. În deoseb, deci asta, în acele condiții despre care aici s-a vorbit nu destul de mult, legate, în primul rând, de condițiile, schimbările climatice. Și Cristina, cu siguranță că cunoaște lucrurile astea, mai puțin a vorbit despre ele,
dar vreau eu personal să vă comunic într-adevăr de ce asta, în diferite, e clar că lucrări, de ce asta se vorbește despre posibilitatea pe parcursul a 30 de ani, insectele vor dispărea aproximativ 30-40%. Acele 2-3% care deja s-a constatat că dispar anual, deci aceasta de acum este o realitate. Și mai mult, bineînțeles că diversitatea insectelor și inclusiv chiar în cadrul familiei noctuidilor, diversitatea fiind foarte mare, anume după arealul și biotopurile ocupate de către acestea, bineînțeles că nu toate sunt supuse în egală măsură acestei probleme. Nu toate sunt supuse și îndeosebi, zicem, cele acvatice, deci asta, dar în cazul dat nu vorbim de acvatice propriu zise, dar cele care pot, sunt aplasate în biotopuri umide, bineînțeles că cele au o posibilitate și, până la urmă, perspectivă de evoluție ulterioară. Dar cele din condițiile aride și de alt caracter, deci asta, bineînțeles că sunt supuse pe ele. Mai mult, un element foarte important pentru noi, cei care lucrează și în domenii aplicativi, se simte o evoluție și o contradicție foarte serioasă. Pe de o parte, deci asta, multe insecte și, în primul rând, bineînțeles, polinizatorii și alte insecte utile sunt supuse pe irii, deci asta, și de acum lucrul ăsta, așa cum l-am constatat, se observă. Dar, pe de altă parte, se observă creșterea densității populațiilor organismelor dăunătoare. Adică o contradicție și care este în genere anticivilizație, anti-umană, anti-agricultură. Din punct de vedere al nostru. Și al noastră. Și de ce? E clar că eu cred că Cristina oricum o să țină cont și de lucrurile astea în cercetările ulterioare, pentru că ele sunt foarte interesante și foarte necesare. Și anume de poziția aceasta, oricum, deci asta notă foarte bine, cred că caracterizează destul de bine. Nu, redactarea, într-adevăr, mă mirar, deci asta, acele elemente care noi le-am enumerat aici, toate au fost conectate, deci e un foarte bine, deci asta îl punem aici. Vorbind despre etică și deontologia, uneori, să vă spunem sincer, că mai mult noi acum, ultimii ani, încercăm să discutăm la subiectul ăsta. Până acum nu discutam pentru că mi se părea că știința în genere încadrează doar persoane, deci asta care deci nu știu ce înseamnă furt, nu știu ce înseamnă, zicem, niște aberațiuni și alte elemente de comportament negativ. Deci eu cu mândrie pun notă excelentă aici și sunt sigur că tot mai mult lucrul ăsta și din punct de vedere juridic și metodologic a fost demonstrat. A avans, da. Ceea ce ține de compartimentul de acesta, calitatea susținerii publicii, poate să fie din partea mea nemodest de acesta, pentru că oricum avem și, am și eu atribuții, zicem, la organizarea acestei susținerii publicii, dar eu vreau să o apreciez cu excelent, cu asigur. Și ceea ce vorbeam noi despre publicații, așa cum noi am discutat destul de mult, la aspectul ăsta nu vreau să mă repet, dar oricum notă foarte bine, deci asta cred că este cea adecvată. Stimați colegi, deci în cazul dat, eu vreau să spun că aprecierea mea atât a tezii, dar și doctorandului, deci asta nu vreau să rup și să fac o, să zicem așa, o ruptură așa foarte și foarte gravă în acest aspect, este foarte înaltă. Noi cu dumneavoastră suntem martori oculari a unui eveniment foarte important. Să zicem așa, cu mândrie spunem că ne bucurăm că avem într-adevăr și discipoli inclusiv, deci ăsta care ne urmează și avem și speranța că ei ulterior, deci bineînțeles că vor contribui și soluționa acele probleme care apar tot mai multe și mai multe. De ce mergi mai departe, așa? Stimați colegi! Stimate domnule președinte, vreau să vă mulțumesc pentru că ați acceptat și ne simțim onorați să vă avem în calitate de președinte și într-adevăr vă cunosc de pe băncile universității și vreau să vă mulțumesc că împărtășiți cu puternicie din cunoștințele dumneavoastră pentru aprecierea înaltă pe care ați făcut-o și ne vom strădui într-adevăr să excelăm în continuare, să ținem cont de toate sfaturile și sugestiile dumneavoastră. Sănătate și succese! Mulțumesc frumos! Stimați colegi, oricum, aprecierea științifică se efectuează nu numai în cadrul unor birouri, că așa cum zic cineva, deci a unor cabinete, deci asta semisecrete, ci este într-adevăr publică.
publică și mai publică devine, deci, prin faptul că această teză a fost difuzată, deci, în mai multe centre științifice, atât naționale cât și internaționale. Și drept răspuns avem și o serie de avizie. Vreau să spun că expertizarea rezultatelor tezii, deci asta a fost până la urmă efectuată în așa fel încât date 22 septembrie prin procesul verbal numărul 1 a comisiei noastre, a fost expediat rezumatul pe adresele care noi deja le-am menționat. A fost repartizate, bineînțeles, și o număr impunător, vreau să spun că de tezie, în primul rând, în cadrul comisiei noastre, precum și altor specialiști din altă calificare. Și bineînțeles că un feedback de acesta s-a înregistrat, o reacție la aceste documente extraordinar de interesante și aș vrea ca să dau citire de acestea unor elemente, bineînțeles că generalizante, a acestor documente. Așa cum în cadrul dat au apărut următoarele 7 avizii, ne bucurăm de faptul că este inclus aici domnul profesor Laszlo Rákosi. Dați să vă spun, noi ne cunoaștem de acesta și ne cunoaștem la un simpozion care a avut loc la Cluj și chiar dacă domnia sa de acesta nu era de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară de acesta, ci este de la Universitatea Babeș Boliai, de ce asta, sau cum se numește el? Boliai, exact. Deci, domnia sa a fost în calitate de participant la acel simpozion, de ce asta și eu având un raport privind dezvoltarea agriculturii ecologice în Republica Moldova, bineînțeles că el m-a întrebat și m-a întrebat într-adevăr de evoluția noctuidilor în Moldova. Deci, și eu m-am bucurat de lucrul ăsta. Deci, domnul profesor universitar, doctor în științe biologice de la universitatea respectivă, Facultatea de Biologie și Geologie, Departamentul Taxonomie și Ecologie din Cluj-Napoca, România, are de acesta o apreciere destul de înaltă, dar am înțeles că este și o întrebare. În documentele de care eu dispun de acesta, această întrebare n-am găsit-o. Doamne secretar, poate ne ajuta. Sistemul de clasificare, dacă în lucrare au fost incluse și speciile care fac parte din familie irinate. Aha. Pur sistemat. Mi-a strășat scris. Da. Dar oricum, dați-o să le citim pe toate și după aceea, deci asta o să revenim. Deci, următorul aviz a fost obținut, a parvenit de la Lilia Gima, doctor în științe biologice, Muzeul Oltenia Craiova, secția de știință ale naturii din România. Nu, noi cunoaștem foarte bine deci asta, relațiile Institutului de Zoologie, deosebire laboratorului, dar și noi oricum deci asta ne mai apropiam de către acest muzeu al Olteniei din Craiova. Deci este o apreciere pozitivă și noi ne bucurăm de lucrul ăsta. Exact așa avem un aviz de la domnul Roman Volkov, doctor habilitat în biologie, profesor, șeful laboratorului de genetică moleculară și biotehnologie de la Universitatea Națională din Cernăuți, Ucraina. Ne bucurăm, deci asta, noi pe parcursul ultimilor ani am avut și noi niște colaborări, dar nu cu universitate și regretăm că deci asta noi ne cunoaștem cu domnul Volkov. Trebuie să-l găsim. Am primit un aviz pozitiv de la Maxim Copălov, cunoscut în familie, doctor în științe biologice, secretar științific la Catedra de Biologie și Chimie la Universitatea Națională din Gorno-Altaisk, Rusia, Federația Rusă. Avizul este pozitiv cu unele aprecieri foarte înalte. Ne bucurăm de faptul că și colegii Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor în persoana domnului doctor habilitat în științe agricole, profesorul universitar Vasilii Voineac a prezentat un aviz pozitiv cu aprecieri destul de înalte. Un alt aviz care a parvenit în adresa autoreferatului și doctorandei este domnul Sergiu Pană, doctor în științe biologice, șef secției științe ale naturii, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Patrioții noștri de aici, ce-l cunoaște.
Și ultimul, dar nu ultimul după valoare, este doamna Cornelia Cimișliu, deci asta, personalitate pe care o cunoaștem, deci asta, doctor în științe biologice la același muzeu Oltenia din Craiova, România, avizul fiind pozitiv. Și atunci, aici avem o generalizare, adică toate avizele sunt pozitive, cu o apreciere destul de înaltă, practic, a importanței, oportunității, valorii atât teoretice cât și practice a acestei teze și, bineînțeles, cu doleanțe de succes și sănătate. Dar în avizul domnului profesor Laszlo Dracoși este o întrebare, și asta e ce e scris, referire la sistemul de clasificare noctuidilor. Dacă au fost incluse în lucrare și specii care fac parte din familia Eribide. Să vă spun sincer, mai puțin cunoaștem familia Eribide, de acesta, dar în cazul dat de acesta ne rugăm pe competitoarea ca să ne răspundă de acesta. Dar, bineînțeles, probabil de început cu niște mulțumiri a atitudinii luate de către colegii noștri. Sigur, doresc să mulțumesc pentru avizile proiectile, pentru apreciere tuturor cercetătorilor. Referitor la întrebare, până în anul 2005, familia despre care este menționată Erebide era ca subfamilia Erebide și inclusă în familia Noctuide. Conform clasificărilor mai moderne, deja este familia Erebide separată. Noi inițial am vrut să studiem și această familie, dar din cauza numărului mare de specii, când familia Noctuide aparte este foarte numeroasă, peste 400 de specii, am omis-o și am mers după sistemele mai moderne de clasificare, astfel nu a fost inclusă și de asta și domnul Racu și menționează de ce nu am menționat că în România sunt peste 600 de specii, doar 500 și ceva, fiindcă mi-a permis să scot Erebidele din lista generală, din catalogul epidopterilor din România și am lucrat doar cu familia Noctuide. Doamna Cristina, putem noi spunem că domnul Racoși ar fi bine ca să se adapteze la sistemul deja existent de acesta? Și dumneavoastră să uitați, e clar că când s-a uitat acolo 600, de acolo 400, da, clar, o bătut la ochi. Domnului profesor, suntem cum așa? Eremidele nu. Bun, noi vă mulțumim, mulțumim, e clar, bineînțeles, colegilor, dar și răspunsului, practic, exhaustiv dat de către pretendente. Stimați colegi, în continuare, bineînțeles, că noi trebuie să trecem la o procedură, zicem așa, de prefinalizare, care se numește procedura de votare. Și vreau să spun că, conform procedurilor care sunt, deci, asta, aprobate, membrii comisiei noastre, adică Comisiei de Susținere Publică a Temelor de Doctorat, noi trebuie să ne retragem de acesta. Ne retragem în acordarea calificării tezei de acesta până la urmă. Și iată, dați să mai citim de acesta un moment. Calificativul se acordă în conformitate cu criteriile stipulate în regulamentul de atribuire a calificativelor tezilor de doctorat, care este aprobat prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, numărul 514, din 5 decembrie 2017. Și în cazul ăsta, nouă ni se alocă 10 minute, deci asta. Stimați membrii comisiei, comisia din susținerea publică a tezei de doctorat a doamnei Țugulea Cristina, examinând formularele prezentate dumneavoastră, drept rezultat a activităților noastre pe parcursul la 2 ore și ceva. Deci, a determinat că, conform procesului verbal numărul 1, deci, prevederile votării membrilor Consiliului Comisiei pentru Susținerea Publică a tezei doctorat din 30 octombrie 2020, se propune de a acorda doamnei Țugulea Cristina titlul de doctor în științe biologice cu calificativul foarte bine. Foarte bine. Bravo. Și vreau să spun că rezultatele votării sunt 5 pro, 0 contra. Nu s-a mai abținut nimeni de ce asta, nu știu de ce. Da.
Da, pentru că nu a vrut cine să obțină, să abțină. Stimați colegi, vreau să spun că noi acum avem dreptul de ce să se întrebăm pe Cristina. Deja, doctor în știință, și vreau să spun că din data susținerii de ce stat dumneavoastră vă încadrați, vă înscrieți în armata comunității științifice în calitatea dumneavoastră de doctor în știință biologice. Cu siguranță că... În clubul, da. Da, cu siguranță că aceste două ori și iată și ceva, deci care noi am încercat asta pe dumneavoastră să vă examinăm, vă dă posibilitatea să ne spuneți și dumneavoastră ceva. Dacă sunt așa cuvinte, mă vreau să le ascultăm. Odată cu finalizarea unei etape importante în viața mea, sigur că aș dori să aduc multe cuvinte de mulțumire celor care m-au sprijinit, m-au încurajat, mi-au fost alături. În primul rând, în drept recunoștință pentru postătorul de doctorat, domnul profesor Berjanski, care pe parcursul la mai multor ani, începând de la licență, a clădit în mine cumva dragoste pentru muncă, pentru cercetare și m-a ajutat să mă dezvolt și în domeniul profesional și ca om. Vă mulțumesc frumos pentru tot sprijinul, pentru cunoștințele, pentru experiențele dumneavoastră care le-ați împărtășit cu mine și astăzi. Și, desigur, că distinșilor membri vă mulțumesc din suflet pentru că cu răbdarea care ați analizat lucrarea, pentru sfaturile, sugestiile, toate s-au luat în considerație, au fost binevenite, toate au contribuit ca această lucrare să fie îmbunătățită și să mă mândresc cu ea, să ne mândrim cu ea. Și vă mulțumesc din suflet. Și vreau să mulțumesc și doamnei Cepoi, care cu atâta grijă și receptivitate m-a ajutat în tot ce e legat de procesul organizatoric, de pregătirea dosarului, de... Vă mulțumesc frumos pentru răbdare și grijă. Și desigur aș avea multe mulțumiri și pentru familia mea, pentru soț, pentru părinți care tot mă... Da, deja personal. Și vă mulțumesc din suflet pentru... Cristina, ședința nu a avut, nu s-a finalizat. Noi vă mulțumim de acesta pentru... așa cuvintele călduroase care le-ați expus și să vă spun sincer, întotdeauna eu îmi amintesc pentru că oricum probabil istoria devenirii noastre, deci asta este una impresionantă și eu aproximativ pe tot ce când eram aproape de vârsta dumneavoastră și eram la Sankt Petersburg în același funcție sau pre-funcție, pre-rol, deci asta, adică secretarul Consiliului Științific a Institutului VISR din Sankt Petersburg și oricum atunci era vă imaginați, 29 de membri de acesta, dintre care erau 11 academicieni de acesta, adică niște consilii extraordinare. Și e clar că înainte de asta am trecut pe la secretara științifică și e clar că limba aceea pe care noi o utilizam ca limba de comunicare, i-am spus, uite, tot ceea ce se vorbește acolo privind teza ta, tot ceea ce se dai răspuns, asta e nimic în comparație cu cuvintele care să le spui în calitate de mulțumire. Deci niciodată să nu uităm de lucrul ăsta și să folosim, zicem așa, atât cât dorește sufletul nostru cuiva să-i mulțumim. Și întotdeauna lucrurile astea n-au să fie niciodată de prisos. Stimați colegi, stimați membri ai comisiei, onorată asistență, ordine de zi a ședinței Consiliului Comisiei Științifice, susținerea tezii, publică a tezii doamnei Țugulea, a expirat. Eu am doar o singură misiune de acesta, să mulțumesc acum tuturor, în primul rând, bineînțeles, că actorul principal și, nu în ultimul rând, tuturor membrilor Consiliului, comisiei noastre, deci că am fost atât de, zicem așa, înțelegători de acesta și atât de harnici, dacă doriți. Nu pot să nu-i mulțumesc doamnei doctor Ileana Cepoi, chiar și celor care, iată, mediatizează și oricum, deci o să-mi dă o posibilitate ca să difuzeze această informație. Eu vă mulțumesc mult și bucurăm că, oricum, a expirat și acest eveniment acesta, că ulterior el până la urmă se multiplice în alte evenimente și mai mari. Pentru asta vă mai spun că ședința comisiei noastre a fost declarată închisă.